movie. Yeah, I think it is. I think it's about the sports. That's great. I thought it was very good. Moneyball. I just love Brad Pitt, man. Brad Pitt's great. Pretty much all of his movies. Oh man, Brad Pitt has so many good movies, right? Yeah, he does. And this this third and final best there is mentioned, OG versus Beth Boone. We did see OG win today already versus Big. Beth Boone lost 2-0 to Aurora, rather convincing fashion. Now they shake each other out. But I think the fact that OG have been able to beat a team like Big each other out, but a lot of confidence. I think the oh yeah for sure, and also just the fact that you know after getting that win, they also had a little bit of a break as well, a little bit of a breather. Oh yeah, for sure, and also just the fact that as we get all and there we go, OG heavy guard, a little bit of a starting to oh yeah for sure, power up as well. We saw one back that as we get all and Big, heavy guard, starting to oh yeah for sure, and for me it's been Moto, man, like you know coming in. Day one, he made a mistake of reading HLTV forums, and they were like, who the hell is Moto? And we've all been there, and he felt like shit, and he played like shit on day one, and day two, he woke up, and he just switched HLTV to sports mode, and ever since then, he's been on a freaking tear. Gata? Bine. Mai pus și beef acolo, Marcule. Hello, George, salut! Mamă, George, te văd că scrii pe live, nu te mai... Tu deja am învățat persoanele pe de rost la câte... La cei care au intrat în recomandate zilele astea. De când e modul OG? De când nu mai e regalii? De când nu mai este regalii? Nu uitați butonul de la băieți. OG, but for Beth Boone, there's no doubt that this is going to be difficult. They didn't have a long time between the previous loss and coming into this matchup, but also they're coming off the back of a loss. OG are coming off the back of a win. Yeah, but at least I guess on the silver lining for Beth Boone is, and this is it's a grim silver lining, is the fact that it was a 2-0, right? Imagine losing in a 2-1 match. You lost quickly, so you get two. Drained, too tired. I think zici bine, zici bine. Nu știu exact ce fac băieții de la producție. Salutare, Simon, salutare. Mamă, Red Lemon, salutare. Hello, Darius, what's up? A lot of players from this OG lineup. For me, Nexus kind of coming into his own here really, really good. Kind of like the A position he's playing. Stați așa, Mondo very crucial role he's playing for this team, and he's been really stepping up to the plate alongside Biku, who's usually a support element on the other side of the bomb site. Yeah, Naxxius definitely exciting player. We've seen him have some standout performances even in this event for OG in that lower bracket rung. Stați un pic, băieți, doar să pun totul la punct, ok? Am dat, abia am ajuns acasă, de-aia am dat drumul atât de brusc fără event. Abia am ajuns acasă, la fix. Oh, that's I can't give you one. I have to give like a three. Mine is Inglorious. Ah, dacă e finala lower, corect. Mine's da, Inglourious da. Bees as well. Da, I da. Would say it's number one, I think Fight Club's up exact. There too. And number și eu, three, și aveam, eu mă uitam așa pe, mi-am pus telefonul pe holder și în loc de Waze era meciul dintre Bad Boom și Aurora. Ce ziceam, hai mă cu încă o hartă, hai cu încă o hartă, hai că se poate. With Anthony Hopkins. It's a bit of a rom-com, it's a little overly long, but I really like, you know, his character there. I think it's băiți, am intrat live, iau-tăl pe Modo la OG, chiar acum, finala lor, bracket împotriva celor de la Bad Boom, Zorte, Nafani, X-Gambit, you know the drill. Haideți, vă aștept pe live chiar acum. Let's go, Modolico! And going up against Modo, who's currently playing way above the level many probably would have expected. Yeah, Modo's been really, I guess once he was done with the day one jitters, right, he started feeling super more comfortable with the AWP, looking very solid indeed. But at the same time, you know, Zorte is someone we've seen more of in the past, right? And if I had to, you know, in a game like this, when it comes to a best of three, which decides whether you live or die in a tournament, and, you know, I have to put my money where my mouth is, or rather on one of these two players, I would have to give it to Zorte, though. I feel like we have seen more from him as we do. Look into the map, Vitos, your Bed Boom, go for the Mirage pick. They got completely stomped. The T side just wasn't there. I don't know about this from Bed Boom. Yeah, OG have went to Vertigo a lot in this tournament. And OG like playing Mirage as well, by the way. They actually look pretty decent in Mirage. If I'm OG, you're looking to close the top two. Great chance to do so based on Beth Boom's performance on Mirage we just watched versus Aurora. Well, they haven't had a lot of time to fix things, but perhaps it's just a bad game and they can come back into the swinging, the better hope so. If we need it, Ancient is the third and final map. Nu este regalii acum? Benched momentan, își caută echipă. I've got OG and I've got them winning 2-0.
Yeah, I mean, I'm just looking at some of the stats as well. OG took down Heroic and Showdown just a month ago. It was a month ago though, so it's a little bit of time that's elapsed on this very map on Mirage 13-6. So they're no strangers to it, and especially with Moto playing the way he is right now. Honestly, I feel like this could easily be OG taking this series easily and meeting Aurora in the grand finals. Yeah, Aurora in the grand finals, the best of five. Aurora, the first grand finalist, will find our second in about 2 hours' time, I'd say. At the end of that, we should have... I'll give it 2 hours. Yeah, around 2 hours we'll be finding our next grand finalist. It's been a great time here at Sky Esports Masters. What's been kind of the standout storyline that's been there for you so far? I think it's been OG, 100%, yeah. Right? Like, I guess both OG and Aurora. Aurora, for me, coming in, were the most informed team. You know, I think one of the favorites for me alongside Ents, for example. Mm-hmm. And while Ents faltered quite miserably initially, Aurora have continued to deliver. They've looked very, very clean throughout. I don't think they've even dropped a single map so far heading into the grand finals here. Salutare, pauză, băieți. Memory failed me. But for OG, the fact that they drop down, anything they're done, and then they take down NIP, they take down big. And now they're one win away from the grand finals. $350,000 tournament, Dinko. That's a lot of money. It's huge. And obviously with the new Valve ranking, the prize pool is a big part in terms of determining your world ranking on the Valve ranking. And if the rumors are to be believed about the fact that there might not be RMRs going into the next season, you want to try and keep your... Or rather the season in 2025. Yeah, of course, that's the next one, I would say. After this current major cycle. Major cycle, yeah, there we go. Yeah. But I definitely look forward to seeing how this tournament is going to pan out. Aurora versus OG could be really exciting, but it could be another BetBoom Aurora matchup to close out the tournament in a best of five fashion. Let's wait and see how that goes. That's a second stage. Getting into this, we'll take a look at the mini map I've got right in front of me. I'm counting four players. Nine. In total. On the T side, five on the CT side. Seems like we're just waiting on one player to get. Vezi că Modo poate ajunge în rosterul. Da. A avut performanțe foarte bune. Și acum dacă Regalia are bench, nu se mai întoarce și ar fi bine să rămână Modo. I mean, I'm just going to repeat myself here, but I think it's worth repeating the fact that Aurora. Dați o secundă. Să văd eu aici dacă merge ceva. O secundă, că nu e live match-ul. Ok, gata. Nu e asta match-ul live, ăsta a fost cu Big, i-au bătut pe Big. I-au bătut pe Big cu... Așa, aici nu se întâmplă nimic. 2-1. Modo... Poftim. Asta e motivul pentru care Modo s-ar putea să rămână la echipă. 5-8 de fraguri, top fragger. Bravo, Modo, bravo. Bravo. N-am putut să fiu live și cu meciul ăsta, din păcate. Ce mai știi de la Onyx? La Onyx, momentan... Eu știu că e în discuții cu ceva echipe, nu pot să vă spun care, dar Doamne ajută să fie bine. Clar e în discuții, trebuia să fie, era vorba de munte, a zis el pe stream la un moment dat, dar aparent n-a mai ieșit treaba acolo. Dacă am ars Modo pe Regalii, nu l-a ars Modo pe Regalii. Dacă managementul OG sau... Nu e ca și cum Modo a zis, haide să iasă Regalii, să intru eu, știi? Nu! Regalii a luat bench din motive interne și Doamne ajută că în locul lui Regalii a venit alt român, că putea să fie Regalii out și să fie un alt topper, știi? Deci a ieșit bine. Voi ce părere aveți? Ziceți-mi și mie. Nu ziceți bine că dacă tot a luat Regalii bench-ul să fie alt român care să intre? Ca așa măcar avem un alt român care are potențial să intre acolo pentru top 30. The way they work together at a B-bomb site on Vertigo is a reason why they're looking so good. Corect, era să nu accepte. Them kind of like activate as well on this very map yesterday. We saw Heavy God looking... Mamă, domnul, aud culori, nu poți așa. Nu merge așa. Quart, nu merge aud culori. Nu merge, bro, știi? Aici, pui mei, uite-te, hai să zic, pune-te în locul lui Regalii. Deci, în primul rând, Regalii oricum era out. Dacă...
în viața asta mai este și fiecare pentru el într-o oarecare măsură. Regali la OG, să zicem, care avea un salariu probabil de la vreo 7.000 de euro în sus, 6.500 de euro, pentru el ar fi un upgrade foarte mare. Tu ai refuzat să nu intri la o echipă că a luat bench un alt român și să nu mai intri tu, să ai șansa la cariera ta pro, e mare upgrade pentru modul. Uite, gândește-o logic așa, încearcă să te gândești la chestia asta și o să vezi că nu funcționează chiar exact cum ai spus. Da, e foarte etic, jos pălăria pentru tine că gândești așa, dar din păcate... Nu e așa în viață, mereu. Și dacă erau prieteni la Cataramă, zic eu, îi zicea Regalit, bagă-te frate, dă-i acolo să sune. Îți garantez eu că așa era. Băi, de ce? Motivul pentru care Regalit nu mai este la UG sunt ceva motive interne, care nu sunt publice, din păcate. Mai mult nu știm. Mai mult nu știm. Uite, vă ziceți și restul părerea și o să vezi că toată lumea e de părere cu mine. E super etic și moral ce zici tu. Dar, din păcate, pe cât de etic și moral este, în același timp, oportunitățile astea în viață, uite, și îți garantez eu, Regali i-ar spune lui Modo, bă, dacă e să ies eu, ia tu locul meu, dacă ai, să zicem că ar fi opțiuni de genul ăsta. Hai să vedem ce se întâmplă aici între OG și cei de la Bad Boom. Modo dubar pe Zorte, Modo dubar pe Magnoez, superb Modo, Ficu aici în Crossfire care nu face prea multe momentan. Heavy God cu Nexus intră și ei pe Killfeed și este rundă pentru OG, un început în forță din partea lui Modo, care cred că are un pump mare din spate de moral. Nu era Modo, era altcineva, tot se ajungea ca Regalii să fie benched. Exact asta i-am spus și eu lui colegul. Clar, vă zic eu, nu a venit, adică nu există să fi venit, așa ca idee de menționat, să fi venit Modo să zică, hai că vreau eu să intru în echipă, dați-l afară pe Regalii, că astea sunt chestii de copii, dar hai că le menționez ca să nu crezi tu așa. Și în al doilea rând, știu că nu te referi la asta, dar Modo, dacă i s-a pus în față posibilitatea, bă, vrei să vii la OG? Că Regalii și-au la bench. El nu ar fi zis, n-ar fi zis nimeni, nu, crede-mă. Să-și ia un upgrade la salariu, oportunități, nume pentru care joci. OG e foarte mare organizație. Putere financiară mare, salariu mare înseamnă asta. Kito le-a pe Chiron, n-a fărit și el pe Kito mai apoi. Modo s-a intervenit și se bagă peste, efectiv. Scoate OSP-ul, oh, l-a scos și pe Rafari. Du-te Modo pe quad kill, joacă pasiv. Molotovul va scoate aici din ascunzătoare. N-avea Siren armură mare și putea să vie un headshot curat din partea românului nostru. Mai departe, ba da, are armură mare, mă scuzați, este foarte minimalist sau mai foarte mic hudu. Toate iconurile sunt cam micuțe, dar este clar că aici OG pot să scoată runda aceasta. Pe de cealaltă parte, numărul de smoke-uri are cate în quick în eroare. Echipa celor de la OG până vine Fico se bagă în smoke în default și îl prinde pe Siren din spate, care cu bomba încerca să meargă pe shift către site-ul B și încerca să-i dejoace pe adversarii săi din spate. Iar aveți treabă, mă, cu Fico. Ce a făcut Fico acum? Ce a mai făcut Fico? Care sunt ai noștri? OG, acolo avem un jucător român. Las că am scris aici să fie. Gata, am făcut clear up. Are rost să scriu pe ecran, băieți, Modo egal jucător român? Adică e cineva, sunteți pe chat care nu știați această informație? Zic că nu e clar, e clar că nu trebuie să știe toată lumea, dar pe de cealaltă parte poate mai vin persoane, mai vin unii și întreabă, Modo e român sau cine e român la UG? Și e total fair. Doar că vreau să-mi dau seama dacă merită, pentru că altfel își dă lumea seama din mers, știți? Da, e destul de vechi în scenă, asta e clar, dar mereu încerc să am deschis orizontul pentru tot orice tip de viewership. Așa, mersi Alexandru, mersi de tap-tapuri băieți, da, ajută foarte mult. Este 2-0 pentru cei de la UG. Să-i vedem aici pe Bad Boom mai departe, care a rămas acolo cu achiziții până în 2000 de dolari aproximativ. Double kill pentru el. Observing-ul e destul de decent într-o oarecare măsură. Siren din nou a rămas ultimul. One Man Army 1v4 și primul cu care se va întâlni va fi fix Modo. I-a dat un hack grenade aici. Este Nexus pe partea superioară. MP9 headshot direct de pe scară. Și mi se pare că OG, să știți că și-a luat un pump așa după
de la începutul turneului acestuia. Modo a avut o primă performanță și o să ne uităm. Amintiți-mi să ne uităm la pauză, de fapt, între hărți. Pot să zic chiar execrabilă performanță. Era, a avut un best of 3, 17 fraguri în două hărți. Cu o echipă destul de slăbuță. Și vă zic după că a jucat extraordinar mai apoi fix împotriva celor care conta. Aurora cu ei au jucat, au fost învinși 0-2 și apoi au îmbătut Ens, Nip, Big. Denotat faptul că aceste organizații, aceste echipe, aceste organizații cu numele nu mai au niște echipe de Counter-Strike la fel de strong precum o vinioară. Sunt toate în zona top 30, HLTV, Big Maya și Unip mai ales. Nipi și Maya sunt și mai rău pe clasament în acest moment. Sunt poate Ens care își merită mențiunea, dar Glaive și cu compania, Glaive și cu cei patru jucători polonezi care au avut o performanță foarte bună la Intrex Team Astăzi Katowice, au ajuns în play-off și arătau un potențial mare, nu mai au aceeași magie din jurul lor. S-a cam dus honeymoon-ul acela, este o vorbă că fiecare echipă odată ce este creată la început are o performanță bună. Sau bine, după ce se creează un pic coeziunea, încep să aibă o performanță bună după vreo câteva luni, care și aceea durează câteva luni, fiind o lună de miere, adică o perioadă de fericire, totul e bine, totul funcționează. Și apoi când începe așa să fie un pic de plictis, parcă, nu știu cum să-l numesc neapărat, care intervine, poate o monotonie în relație, într-o oarecare, am să vă spus, că este, vorbesc la figurat. Ăla e momentul în care s-a terminat honeymoon-ul și atunci echipele dau de greu și trebuie neapărat să muncească pentru a rămâne la performanța respectivă. Nu se întâmplă neapărat în cazul tuturor, dar a ajuns să fie un termen în Counter-Strike. Zort rămâne ultimul în această situație de 1 vs 3. Și are 14 secunde. Bomba la el. Dacă doboară pe Heavy Guard, poate să planteze la default, iar la Nexus deportat în conector. 4-0 pentru cei de la OG. Pe și Regalii unde este? Benched momentan. Puțin Dark Horse, da. Păi da, da, Darius, exact asta am spus. Aurora, într-adevăr, sunt cei mai buni de acolo, n-am menționat eu, așa este. Dar împotriva celor, au câștigat împotriva celor, acelor echipe cu care conta din punctul de vedere al numelui. Uite, m-am exprimat eu greșit. Nu m-am exprimat eu în concret. Deci, să zicem de pentru palmaresul lui Modo, ca și nume, pentru sufletul lui, că în rest nu se pune pe HLTV nimic extra, că sunt pe 13, ok. Asta merge bine în contul celor de la OG, dar din nou, 56 NIP, v-am zis, 38 sunt big. Sunt echipe care nu sunt pe locul unde ar trebui să fie. Nici Aurora nu stau neapărat bine, sunt locul 28, au crescut acum puțin, dar mai mult de top 30 n-au reușit să spargă de fel. Top 23, uite, au fost pic. Acum în actuala formație, chiar era vorba la, era un pic de scandal în jurul celor de la Aurora la un moment dat, că s-au investit prea mult bani și n-a fost return. În fine, Magnoise le elimină pe Heavy Guard, sare pentru Infofico, vine Heul destul de deep, cei de la Bedmoon s-ar putea să-și dea drop-ul. Magnoise s-a ocupat de Nexus și chiar acum Siren o scoate și pe Fico, a rămas Modo în site, tratează cel bun și de aici va fi greu pentru că este înconjurat de cei de la Bedmoon. Putea să scoată două fraguri, să le elimine pe cel de pe apartamente, asupra căruia a tras primul, și mai departe să scoată pe cel din site de care s-a ocupat într-adevăr. Asta ar fi lăsat situația la un 1 vs 3 pentru Kito, nu neapărat realizabil oricum, dar mai acumula fraguri. Ok, are o oportunitate mare Kito! Dacă era aici, on point, cu astea două fraguri, într-o situație 1 vs 3 ipotetică în care l-ar fi lăsat Modo cu cele două fraguri cu succes, nu doar unul, ar fi fost 1 vs 1. Cu poate un jucător din site care ar fi făcut picul spre el, că îl prindea ocupându-se de coechipierii ruși din zona de Edward. Deci, iată că poate fragul lui Modo cu numărul 1, care ar fi trebuit să fie, ar fi contat. În această situație, Kito, nu mă așteptam să duc acest 1 vs 3 la atât de departe și în orice caz a avut o oportunitate mare prin eroarea celor de la Bedmoon de poziționare. Hai să vedem runda cu numărul 6 actualmente. Cei de la Bedmoon se pare că inițiază destul de rapid. Este un match care are un ritm mult mai crescut față de ce am văzut astăzi la Intel Extreme Master Chang. Desigur, mizele sunt diferite aici, se joacă online, acolo este LAN. Culmea, uneori pe LAN, echipele parcă au mai mult zvâc. Foarte atent echipele de astăzi din semifinală, Maus, G2, FaZe, Astralis. S-a jucat foarte, foarte tactic și
Morales că s-a intrat în decidere, Kito și Conexius, fiecare își face fragul acolo spre rampă, spre extinderea lor pentru informație. Bine, și dau și de jucători adversi, de ce să nu elimine. Nafani a trecut de conector. Modon are informația asta și jucătorul de pe platformă s-ar putea să fie eliminat. Iată, în câmp deschis Kito. Se gândește acum cum i-a intrat jucător acolo. E bine, putea să vină chiar din window spre jungle adversarul. Știu că Nafani a venit de acolo sau a apucat să treacă cumva prin con într-un mod frauduros. Siren găsește B-ul liber, dar bomba este pe rampă. Zorte se retrage, este jucătorul de polar care este ex Forze. Nafani, nu uitați, fostul capitan al celor de la Gambit. 35 de secunde. Bedroom a fost chiar și top 15, nu știu exact pe cât sunt acum, dar au avut un trade între Modo și Nafani. Eliminat Modo post-mortem de către adversarul său, 2v2 cu 24 de secunde. Bomba a rămas în rampă, iar jucătorul care flancase sau intrase înspre B, ei bine, acela a venit până în City Spawn și Heavy God nu s-a gândit atât de departe. Și acum vor merge pentru plant. Vine Ficu din rampă, are doar un MP. Nu este arma bună cu care să joace această situație. De asta așa un AK-47 de la unul dintre jucătorii ruși care au picat pe rampă. Vine Ficu în pic. Zorte observat, cluster placement impecabil din partea polonezului. Flash-ul dat către CT Siren, se pare că l-a luat. Diffuse kit-ul e la îndemână pentru Ficu. Trage după Siren și îl elimină. AVP-ul luat pentru Modo. Era să zic regalii. 4-1 devine 5-1 și OG sunt exact acolo unde trebuie, arată bine. Mersi frumos pe Gelestar, apreciez din suflet. Este phase în finală? Da. Care e românul nostru? Modo. Mersi pentru follow Joker, Ali Marian. Da, am văzut situația cu Kushima, cu banul de 2 ani pentru match fixing. Ce a reprezentat cel 361, poți să-mi zici unde, te rog frumos? Să zici unde e acel 361. Salut, salut. Hai că regele, fi cum are până la regele. Cu cine mă văd la Comic-Con? E întrebarea. A, like-urile? Da, scuze. Sunt like-urile de la live-ul de azi dimineață. O să le schimbăm acum. Ce frumos ar fi să facem acum totuși. 150 de like-uri dacă tot a bătut, apropo, colegul. Da, trebuie să le actualizez să fie de pe live-ul de azi. Acum avem 90. Hai să facem 100, băieți. E un dat in smoke! Reacția lui Nafani vine, dar Nexus a tras mai rapid. 4v4, minus și 20 secunde, vine Kito până în margine. Curios dacă va verifica Chiron. Chiron care a fost la Virtus Pro pentru o perioadă foarte scurtă, n-a stat prea mult în echipă. Kito l-a eliminat, este flancat deja de jucătorul de pe scară. Dar atenție, el, Kito, anulase unghiul adversarului, pușind dreapta puțin către ulcior, mai bate un om în rampă, ca Heavy God mai apoi, din tichete, să facă cross-ul spre scară. Și automat, toată echipa celor de la Bad Boom să pice în nas. OG 6-1. Se mișcă bine, se așează bine. Bine, nici Bad Boom n-arată neapărat în prime-ul lor. Locul 32 au scăzut. Sunt într-o scădere continuă de pe locul 13, unde erau în ianuarie, la începutul anului. Nice one, Modo. Prinde fragul pe Nafani. Stați un pic. Just a sec. A apucat să facă, să fie short games. Da, ok, l-a bătut pe Nafani astfel. Și între timp mai sunt eliminați alții doi de la echipa adversă. 1.30 pe cronometru. Magnoie se arată Heavy God, stă într-o poziție cât se poate de simplă. Și pe atât de simplă, pe atât de puțin s-ar aștepta jucătorul de la Bad Boom ca el să se afle acolo. 7-1 deja, uitați-vă puțin cât de impunător este din partea jucătorilor de la echipa OG. 7-1. Continuă, aceștia să acumuleze la scor. Mulțumesc de 1200 de like-uri acolo pe TikTok Barcelona pe TikTok. Ia să vedem. Punem repede like-urile. Bun. Așa. Pauză? Da, avem și noi o pauză de la Bad Boom. Mi se pare că se cam grăbesc, sincer vă spun, mi se pare că se cam grăbesc. Și voi ce mai ziceți în această seară? Deci da, FaZe este în finală. Numărul 9. Mamă,
Dar îmi vine să cred ce diferență este pentru Modo de la primul meci pe care l-a avut cu Aurora față de ăsta. Față de ăsta, față de ultimele pe care l-a avut. Să ajungi să fii aproape top rating în fiecare meci din primul în care ai fost în, cu 17 fraguri în două hărți. Este un refresh. Nafani, line up Nexus. Mai departe, jucătorii de la Bad Bunny inițiază și către Short. Chiar Fico a tras total greșit. Vine pop flash-ul pentru Short. Modo este singur. La Moody, click shot-ul pe Chiron. A prins acolo și vin colțul de la site. Un minut pe kilometru rămas. Dropul din prima parte, primul jucător are loc. Modo n-a luat damage. Ba da, a luat până la 7-7. Schimbă pe doua bereta. Să-l are în față pe Magnoies. Tânăr jucător periculos. Plantează chiar acum unul dintre jucătorii de la Bad Bunny și rămân doi player de rifle de la UG să-și facă treaba. Magnoies a pus una pe polar. S-ar putea Kito să iasă direct din smoke, un lucru la care s-ar aștepta. Respectiv nu este cu ecpierul său din colțul site-ului. Atent, dar Zorte are să facă rifragul. Pune mâna pe polar și el epigat va avea fight-ul. Head-on, flash-ul, picul din nou. Instanța a arătat, n-a stat deloc să lase pe Zorte să-și ia poziție. Nu uitați că era mea VP-ul celor de la Bad Boom, care își luase arma semnătură de pe jos, de pe corpul cu ecpierului, care preluase și el la rândul său de la Modo. Hop la 1. Deci oficial listare într-un turneu de 345.000 de dolari. Nu există amicale. Adică nu există amicale, cel puțin pe streamuri. Și Modo primește din primul la fel ca toată echipa. Da, da, da. A jucat integral în turneu. Va primi. Situația apare în momentul în care este un standing care joacă preț de un match. Atunci ce se întâmplă? Se pune în discuție, știi? Și discută de la început, ok, îți dăm un procent de atâta cât o veni. Dacă vreți, calculăm împreună cât ar primi. Amintiți să calculăm împreună cât ar primi Modo din premiu dacă iau locul întâi. E un turneu mare, sincer. E mai bine decât ai câștiga un Intel Extreme Masters. Ca prize pool e bine rău de tot turneul ăsta din culmea cu organizator din India. Premiul întâi este 100.000 de dolari. E ca la cu 5.000 de dolari mai mare decât la Inter Extreme Masters Chengdu. Heavy God a avansat la palat. Jucătorii de la Bad Boom mută toată echipa aproape către site-ul ăla. Splitul se face doar de... ce poziție are Heavy God. Mamă, ce poziție. Problema este... L-a scos în afară hărții. E prima oară când văd asta. Magnoies a reacționat, dar și el și-a lăsat unul cam închis. Trebuia să vină acolo un jucătorul advers în shift, nu altcumva. Picul a fost făcut repede. 5 pentru Bad Boom, 3 în viață pentru cei de la OG. Modo este printre cei care se află în viață și rămâne fără cu echipierul Nexus. Se dă call-ul pentru save de către IGL-ul Kito. Și va fi 8 la 2. Bad Boom reintră un pic pe tabelă. Pleacă instant la vânătoare. Mai sunt două runde de jucat de pe acest half. Modo, grijă mare. Nafari pentru intercepție. Modo se va lupta cu el, dar iese no fangle. Și până pune ținta este deja executat. Merge Ficu să-i recupereze arma, dar ar trebui să mai stea puțin pe rifle. Iată că până explodează bomba mai este jumătate din timpul aferent și se va găsi cu 4 playeri care încearcă să-l împățească pe polonez, care un picul on point. 8 la 2. 21.000 fără taxe. Mai puțin. Că se împarte în primul rând la 6. Mai puțin. Calculăm după. Deci scază în primul rând. Hai să fac calculul rapid, da? Calculator. Avem 100.000, 105.000. Pe care în primul rând iei 15%. Cam așa e o organizație în medie. În medie. Acum nu știm exact cât iau OG. Din 105.000. Asta înseamnă 15.750 își ia organizația. Deci 105.000 minus 15.700. Ok. Rămâi cu 89.300 care se împartă ăștia la 6 și coach-ul ia cotă parte. 14.000 și din 14.000 scazi taxele care sunt în România de plătit. Și rămâi cu bani. Banii care sunt partea lui Modo. Și fiecare își impozitează cum dorește, dacă dorește, după cum este legea din țara lui.
Modul elimină pe Chiron. S-a întâmplat fragul prin Smoke, avea acolo un mic gap pe deasupra Smoke-ului, către conector încearcă să se deschidă mai departe, dar luând flash-ul în față și expunându-se pentru rampă, este o țintă ușoară pentru AWP-ul Zorte care a venit de acolo. Este un risc asumat de către Modo, dar în același timp spera că cei de la Bad Boom să nu se miște la fel de rapid. Siren stă în scară, o, doamne, trage mai departe, era aproape fit, se moară și el. Moare în site Heavy Guard, este un haos total aici. Și sunt magnoiesc până fain care rămân în viață. Din momentul de față, să știți că este foarte ușor pentru OG să pierdă controlul meciului. 8-3, se devină 8-4, pistoalele pentru Bad Boom, cum zicem noi românii, și după aceea se joacă meciul. Și automat nu mai pare atât de one-sided situația. Salut, Radu Corin, ce mai zici? Băieți, 150 de like-uri. Stai așa că mai este un fanii. Aproape să prindă linia. Ce prost să... Au un talent să stea OG în linie. Fenomenali sunt. S-a întâmplat de două ori ieri pe Vertigo. De două ori au cuțit pe aceeași hartă. Și erau fix modul cu Heavy Guard. Odată modul a bătut pe Heavy Guard, că s-a băgat Heavy Guard în fața lui. Și apoi Modo și cu Heavy Guard au fost amândoi prinși pe linie. Dar nu trebuiau să fie așezați astfel în acea situație. Oh, Florine, mersi frumos de Treasure Box. Mai știți și de follow, apreciez. Așa. Se joacă slow. OG și-au luat oameni în plus de pe urma situației din top mid. Mai departe, Kito de pe Siren. Este Chiron de pe platformă. Este fix în incendiar. Mai bine spus, Molotovul din site. Molotov dat de către Quick Pierre-ul sau și de asta a fost damage-at de mic. Smoke, top con și Heavy Guard trebuie să urce către scară dacă poate. Trebuie să fie un pic de tupeu. Pop să-și facă un pic lui Picu. Cui un UMP? Joacă fi cu UMP-ul ăsta, cred că pentru a doua rundă. La totuși l-a doborât pe acesta Zorte. O dată, de două ori, aproape să fie de trei. Modo îl elimină pe AWP-ul advers aflat pe rifle, care părea să fie destul de periculos. A greșit prin faptul că s-a expus acolo la colțul site-ului, dar în același timp își dorea cover-ul pentru adversarul cu numărul 2 care ar fi, sau cu numărul 3 care ar fi venit în CT. A vrut să izoleze la scar. Și este 9-3 în favoarea celor de la OG. Mai ușor puțin. Oh, ce zâmbește Mod. Good vibes. Meci pe TV Real Madrid. Și cu cine joacă Realul? Știu că este UCL-ul, dar n-am când să fiu la curent. Mersi, Florine. 9-3 curse. Hai să vedem. Ce motivat pare modul. Da. Stai, v-am zis că e mare upgrade pentru el. Vă dați seama ce hopuri bune a avut Modo. One tap de la one tap la Nexus și după ce a jucat ceva vreme, adică na, până la Nexus a fost și la Nexus a performat bine ca să-l ia TSM. Și TSM o să te ia în ochi. O organizație precum TSM e nume mare. Și cu jucătorii care a jucat acolo alături și chiar i-a cărat pe băieții de la TSM. Putea să joace el cu toți playerii care au avut turnee de tier în spate grămadă, că juca foarte bine. Și performa superb. Nu a meritat bench-ul pe care l-a luat, dar nu mai știau cei de la TSM ce să mai facă pentru a scăpa de top 50 HSTV-ul ăla, că era o hard stack acolo. Și după aia s-a evit oportunitatea cu OG și desigur că a luat. Heavy Guard, line-up pe Magnoes. Eu nu cred că se mai pune problema ca Mondo să nu fie luat de către OG în loc, pe locul rămas liber de AWP, odată ce regali și-o la bench-ul, având performanța aceasta. Nu mi-aș mai pune problema. Sunt destul de liniștit cu privire la acest lucru. 3 vs 2. After plant, cei de la echipa OG se pare că au hold-ul din depărtare și Nexus trage alături de Quick Pierre-ul său Ficu dinspre zona de conector și short la cross prin conector către site-ul ăla. Eliminările vin ușor. 10-3 pentru OG. Totul a fost bine pus la punct în această rundă cu numărul 14. Vedeți că au plantat. Și bine, au eliberat acolo jucătorul. Restul erau blocați 3 în CT. Plantează Heavy Guard cu foarte mult tupeu. Moare, dar între timp iau jucător Leatherum și au 2 jucători care au pușat jungle. Mai moare Siren acolo și totul este aranjat pentru a încheia runda în mod exemplar. Dar să trimită jucătorii aceia în jungle a fost imperios de făcut pentru a avea after plantul ăsta total în favoarea lor. Și Bad Boom, n-au știut neapărat cum să mai reacționeze. Nu se știe de ce a luat regalii bench, nu este pentru performanță, că juca bine. Nafani, aici pe Heavy Guard, este mai
mai departe Vicu și Crito este cu cel care prinde eliminarea respectivă pe Magnoez. Era acesta în interiorul de la conector și de asta i-a prins eliminarea cu echipierului său. Vicu într-o double kill reușit, transfer acolo pentru jucătorii de pe Under și execută pe amândoi, cât Bedroom să rămână doar cu un jucător solitar în viață și ușor, ușor trec OG către map point pe picul celor de la Bedroom, dacă nu mă înșel. Da, mirajul ales de către Bedroom, Vertigo aleasă de către cei de la OG. E un famas acolo care a picat destul de ciudat. Așa. Tyron, auzi pașii. Hai bine, ține de famasul ăsta. Așa este, coboară. Tyron are stilul talentulă, cum zic eu, de asta la PC. Te ajută la Virtus Pro. Așa era, așa stă. Așa stă Tyron la PC și așa joacă. Nu se vede de steaua de membru scorul de la Bedroom? Oh, da, dar n-am cum să schimb asta, că nu eu am pus-o acolo, bro, să știi. Nu, stai așa să văd dacă pot. Acum, ia vezi. Mai mult nu știu ce să fac. Mariane, să nu știu dacă s-a rezolvat. Merge treaba, foarte bine, Hex. Binișor. Ha. Darius. S-a cerut o pauză, tot din partea celor de la Bedroom. N-ați zis, veniți la Comic-Con? Știți că e acum, e mai devreme față de cum era inițial. Anii trecuți era prin mai. Acum o să fie în aprilie. Weekendul următor. Da, nu ăsta, cel care urmează. O să fie, unde o să mă găsiți? O să fie o scenă, ceva cu eSports Gaming, unde o să fie standul Samsung, BRD, stand Riot și încă ceva, nu mai țin minte exact ce, că n-am primit încă brief-ul cu harta și toate cele. Dar acolo, acolo o să mă găsiți, o să fiu împreună cu Antonia și noi o să prezentăm acolo pe scenă, toate cele. Abia aștept să pun mâna pe microfon acolo, mamă, 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 ce-mi place când sună un eveniment fizic cu scenă și pot să-mi fac talentul. Fii, Clarino pe Nafari. Iar ce drag, Bedroom. Oh, este un pic de... s-a decalat un pic sunetul. Simțiți și voi? Bora Molotovul. Da, s-a decalat sunetul. OG între timp îi elimină pe cei de la Bedroom lejer. Dați un pic. Magnoez, încearcă din take-ul de unul singur. Hai bine, păstrează caul acesta. E al doilea bench ciudat pentru egalii de la Copenhagen, după cel de la Copenhagen Wolves, de la Copenhagen Flames, Lucian. Copenhagen Wolves erau mai de mult, dar da, așa este. Da, așa este. E al doilea bench de genul acesta când performează bine. Bună seara, clan. Salutare. Ce faci, Andrei? Da, minus regalii plus modă. Îmi dai niște autografe dacă vrei, sigur că da, Darius. Îl ai pe premier. Oh, Gabriele, nu. Nu m-am jucat premier, crede-mă. Uite, acum e prima oară, până acum, din... De când mă știu până acum, am 280 de meciuri. Din 2014, de când am contul de Faceit, am 280 de meciuri, cam așa pe Faceit jucate. Deci vă dați seama cât Counter-Strike m-am jucat de când sunt comentator, adică foarte puține, faceți voi calculul. Vă zic că de când am început să comentez, ba chiar m-am jucat mai mult decât era inițial, undeva la 30 de meciuri pe an, dar acum am început să mă joc un pic mai hardcore și mai am 100 elo până la level 8 și vine level 10. Într-o lună maxim fac level 10. Până acum a fost level 4 că nu m-am jucat, dar m-am jucat 2-3 săptămâni un pic mai serios și a plecat level. Și vine și Borina Roșie. Sare pentru info aici, sare încât poate. Este match point, bet point, pardon, pentru cei de la OG. Deja ai văd acolo la match point. Va fi, acum arată Bedroom, dar sperăm să fie un match care se dorește un pic mai mult. Vicu este hărțuit de pe parte și alta, trag sorte și cu Siren. Fac schimb de locuri aceștia, Molotov pentru Muri. Hype God, nu se arată. Trăsoarele sale a fi observate. Am bătut un modo om. A prins pe Siren, rămâne pe partea superioară. Este știut aici, ține cross-ul cu echipierul lor, cu numărul 2, va veni curând în spatele lor. Atenție mare la Kito, care vine market. Uite, spate chiar acum Chiron, dar este eliminat și automat Bedroom vor pușa către Moody.
linia cu Eduardul, dar în același timp vor încerca să fie atenți pe ambele flancuri, lucru care poate deranja și iată cum Modo vine cu fragul cu numărul 2 în această rundă. Kito este low la 4 HP, s-ar putea să lase într-un clutch 1 versus 1 pe coiperul său, care încă nu poate să-și dea dropul. Bomba e picată în spatele lui Afanei. Deci această rundă se termină clar la fraguri, să fie Kito sau să fie Modo. Vedem imediat momentan recovery-ul total. Adversarul Kito vine în spatele său cuțitul, ar putea să fie pentru a încheia, dar nu vrea să riște deloc capitanul echipei OG într-un asemenea turneu. Și este prima hartă care vine de partea celor de la OG. Echipei OG. 972 de like-uri, avem 180, Mihai, dar tot se poate mai bine. Luminel, mersi frumos pentru follow. Oh, Mihai. Da, da, toată lumea dădea cuțit acolo, da? Și la scorul ăsta, dar hai să fim serioși că sunt lower bracket, să nu fie rău, știi? Să nu se ajungă într-o situație care să fie regrettable de către toată lumea. Bun. Hai să vedem dacă a ajuns aici, să putem să mai facem ceva de la Blast. Dăm drum la o melodie. Mă mai ții minte? Da, Airbnb, normal. Raul. Ia zi, CS guest-uri putem să-l facem? Naaa, încă 5 ore. Higher, lower, pick, counter-strike-l. Mamă, ce cool, dar mare, trebuie să le zic la băieții de la Blast să mă lase să fac. Da, lumânare, știu. M-am gândit că ești tu. Mi-e teamă să nu ajungă ca și AVP-ul rus în locul căruia a venit chiar el. Îmi place mult de Iulian, sper, adică Dexter te referi? Mm-hmm. Da, Dexter avea probleme. Salut, ador pasiunea cu care comentez. Mulțumesc, Robert. Sper să mă poți urmări zilnic. Ce s-a întâmplat cu Regalii și cum de l-au adus pe Modo? Zoki, am vorbit până acum, long story short. Regalii performă bine, dar totuși au luat bench și OG s-au gândit la Modo. Acum, fiți atenți care e faza. Hai să vă explic. Dacă vă uitați sau... Dar nu apare. De ce n-apare Lambert? De ce n-apare Lambert? În fine, eu știu că Lambert acum este coach pentru cei de la OG. A fost la TSM până în ianuarie. Eu știu că acum el este coach pentru cei de la OG, dar nu știu de ce nu figurează. În fine, ideea este că dacă a venit Modo, a venit probabil la propunerea lui Lambert, pentru că Lambert l-a avut ca jucător în TSM. Aici ne uităm as player, stați așa, as coach. Așa, din octombrie 2023 l-a avut pe Modo acolo, știți? Deci cam asta sunt bot. Este mare polar și joacă cu Modo în meciuri. Da, da, pentru că cred că nu le convine de poison ceva. Sau a avut poison ceva probleme. Au jucat într-adevăr cu Modo. Stai așa să vedem câte dintre meciuri. Au fost posturi pe HLTV că nu mai înțelegea lumea ce se întâmplă. Uite, 43 fraguri acolo cu on the top cu rating. Și aici locul 2. Și gata, aici a fost cu poison. Dar a jucat două meciuri consecutive. Ori a avut poison ceva problemă, ori efectiv TSM au zis: bă, ok, ajută-ne că încă ești sub contract cu noi. Și practic el este standing. A fost trecut standing în turneul acesta, în Sky Sports. El astfel e trecut, nu e full player. Deși în cadrul turneului pe grafică el are tricou cu OG. Acum nu știu dacă este ceva făcut din dorință proprie de către organizator ca să dea totul bine pe sticlă, să fie toată lumea așa uniformă, sau este o cerere de la OG. Asta ar arăta faptul că Modo este full player. Încă anunțul oficial nu s-a făcut, dar atâta timp cât el a fost standing, pus în primă fază și chiar dacă ar trebui să figureze și aici, dar nu se întâmplă asta. El este benched la TSM, transferul nu s-a făcut oficial și asta înseamnă că el poate să joace la ambele echipe, pe cât de ciudat sună. Și adevărul e că se mai întâmplă. Avem showmatch la Chengdu? Let's go! Bine, băi, mâine la 11:30 intrăm live atunci. Map 2 next. Și Poison e un AVP bun cu, și are ceva experiență. A jucat la Fnatic. Niște luni bune. Complexity.
Și ai jucat bine, ai jucat bine rău. Uite, au câștigat cu el. Asta era perioada în care ziceam, uite mă, toți jucătorii de AVP din Bulgaria pleacă și de la noi nimeni. Că era odată Poison și apoi era Serchiu, care acum joacă la Blit, dar Serchiu, câți ani avea aici? 17 ani, a plecat în Statele Unite la NRG, la EG, au băieții ăștia niște salarii de tier 1, deși erau top 30-40 HLTV, ăștia aveau 15-20 de mii ca ceasul, sunt niște bani în Statele Unite și mai ales și la LOL, peste tot aproape este valabil, salariile sunt mult mai mari, chiar dacă performanța este mai mică față de Europa. În locul lui Nicodos, da, dar Nicodos e decentuț acolo la Heroic, știi? Ar mai putea Fnatic să-l ia în locul lui Afro, dar Afro știu că a jucat bine și ori echipa nu joacă bine, echipa e slabă rău, dar Afro a livrat. Uite, perioadă bună, aici perioadă slăbuță cu câteva meciuri. Ah, cum si cum sa, dar la ce revive i-au dat de la LDLC și... Mă, dacă te-a jucat pentru LDLC în 2023. Mă, dar nu s-au întâlnit deloc echipele din România cu LDLC. Ah, uite, Nexus a jucat aici cu ei. Nu mai e ca pe vremuri LDLC-ul. Dar a dat stomp. Bogdan Moiceanu, mulțumesc frumos de subscribe, bine venit. Așa. Big things and let's hope for that. Now coming to a support, right? As you said, now when one of your teammates was sick, it got a little tough for you to get together as a practice. There would have been downtimes also in your career previously, as whenever, as you mentioned, did not get a chance or did not win a tournament somewhere here and there. Who has been that support telling you, don't worry, you concentrate on the game, we'll always be here for you? Who has that person been, or anybody? I mean, yeah, for sure, my family, my girlfriend and stuff are really, they're always there to support me. And they are a big part of why, like, it's easier to sustain, like, a career and, like, be happy always and stuff like this. And I think also just in general, the team and the coach and everyone, like, around OG has been doing good, like, a good job at just making stuff easy for the players. And, yeah, I think we have a good bond in the team. And I think, yeah, like, things are looking great. And it's just a matter of time before we get into the groove and start winning things. So, yeah, it's looking good. I think April 8th is getting near and near, and excitement is also getting higher and higher. But as we talked about the event coming closer, coming to the event itself. The first time when we made Sky Sports Masters 2023 last year, it was only Indian teams participating. We had import players. It was a good turnout. Everybody loved seeing back CS back on stage. Now in 24, we have international... Bine. Hai că ieșim, că văd că nu vă convine interviu. Ok. Numai puțin. More teams that you want to fight with. Yeah, I think it's always nice to have like international events where you can see different faces and like different types of playstyles even, and it's always cool to give other teams and like an opportunity and to face off against more teams and different teams. Like, I think it's a very exciting thing, and I think it's something definitely like that people should keep doing, and yeah, it's very nice. And now coming into, as I mentioned, the teams that we have right now in Masters, but apart from them, is there any other teams that you would want to, like, I want to play against them once, let's see what we can do, any teams we might think for them from 25? I don't know specifically, maybe teams, but I think like all the teams that you can play against that are like on good level and everything are always super exciting to play. So for me, like, just seeing just different faces in general would be a nice thing, you know, like it's gonna be exciting to play them now, and I think next year with some different faces would be even better, you know. We'll try to make it even bigger and better than this year, but the main event is gonna be, as we said, it's something that everybody's been looking out for. But as I'm asked about a team, I want to ask you, when you started your career, was there a person or a player that you were looking up to? Oh my God, this guy is insane. I want to get to this stage one day, be like him or maybe better than him. Was there anybody like that? I mean, I think everyone looked up at Simple at some point, like, mm-hmm. just by him being the best player. And in general, like, Nico as a star rifle, it was always really nice. But I would say from the moment I was like starting to like take CS really serious, I would say like Ikindar, like Patsy, like those aggressive riflers were always the ones that da, știu, Petre, clipul. Stood out to me, and I always took inspiration from like going mai un minut și începe meciul, băieți. Tata și aniștiți. Looking at similar players and just taking them into account and giving, making it even to a higher position, right? Wonderful. Now coming to the last part. This is going to be all to you.
this is a message that you would want to give to all the fans who'll be looking out for OG, supporting in the chat, rooting for you guys. What would you want to say to them? Yeah, I just hope that you guys will enjoy the CS we'll give to you guys, and that you will keep supporting us. And yeah, I'm looking very forward to playing the tournament, and I hope we get as far as possible. Wishing you the best next year. Thank you so much for joining us. I'm excited to see OG from April 8th in the main event with the other 7 teams. Wishing you all the best. Thank you so much. Thank you. All right. That's nice, man. That's nice. The world is changing. Poate prostul mina asta sunt prea galben la față chat sau cum? Cum pare că ar trebui să dau lumina mai spre mai pe mai puțin Kelvin. Ok, have a good day. Așa a zis. Welcome back yet again here to the Sky Esports Masters, powered by AMT. My name is Dinko, joined by Blair for possibly the last map of today. With the way OG are playing, it certainly looks like 2-0 is on the cards. Votați pe chat, a fost legat de Comic-Con. 13-3 victory. Looked like BetBoom didn't really show up to the party here. Yeah, it looked super flat, and I was a little surprised when he went for Mirage pick, right? Because they were looking very super flat against Aurora early in the day, when Aurora picked Mirage, and... Yeah. And just basically the same story. Same map, same story. That's what happened there for BetBoom, unfortunately. But for Desado OG, things are looking great. Keto with an MVP performance coming out from the captain himself. But just everyone having a great old time. Rota was looking really good. Heavy God was absolutely a thorn towards that A-bomb side, as well as the anchor. And honestly, BetBoom really... couple of rounds where maybe they could have pulled off a clutch or two, but even then, I don't think they would have come close to winning this. I think the statement was made in a pistol round. Like, the first pistol of the game was just so convincing that it just felt like, okay, this is a sign of things to come. Buckle up, BetBoom. This is about to be a rough ride. And Keto was just so confident. Yeah. That round could take the siren. Why would he cheat, man? They don't seem like fully honed in right now for BetBoom. Manager has had a few moments here and there, but overall, it just looks the 5,000 de like, Cory? The comps and seems to be on. Nu, Albert, n-am auzit nimic. Nimic de auzit, din păcate. But aside păi că ar trebui să vorbesc cu el, că de auzit you know, n-ar fi nimic sigur dacă ar fi să îți spun după auzite, știi? They knew Nafni, sorry, not Nafni, they knew Keto was on the flank. They just slowed things down, allowed him to get things done. And right there, Keto, our MVP, chest out, proud and strong. You know, he took down his old friends earlier today in the form of Big and Sirison, and now he's continuing his way to terror in the lower bracket. Sperăm la o harta treia într-un fel așa, silent. Interview him personally at a big event. I've got the sense that he's a very confidence-based player. He was very open about the fact when he's not feeling confident, he actually struggles a lot. Modos, he's extraordinar chiar, Petru. He's unplayable, he's unstoppable, and we've seen he's maybe a little bit overconfident on Mirage there, pushing through ramp, getting caught in T-spot, but it's just one of those games where everything you do, you feel like you're winning every fight you're taking, and the majority of them were picked up by Keto. So if you're going into a Vertigo with this kind of Keto, if you have anybody else stepping up alongside him, I think it's going to be a rough day at the office here for BetBoom. But you get to see some of the Keto highlights. You see a lot of them around ramp. Yeah. A lot of them as the solo player on the A-bomb site. And even some on the retakes
on the post plants, rather, on flank. So Tito was having a great time. He's having a fun time. And it was the player that actually closed the game out. Yeah, absolutely. And absolutely the deserved MVP right there. And man, that's a... Oh, that paints such întrebări a dacă mai aveți chat, vă răspund cu mare drag. Like, obviously, we can touch upon everyone else. Like, Heavy got 13-7, 15-6 for Moto. Everyone having a very easy, comfortable time. Fiku, even though it was 9-9, there were so many rounds which are predicated on him jumping out, right? On CT side. Yeah, which is all, but even on the T side, you could see him just jumping out from Palace through the smoke, just taking initiative, so to speak, for his team. You look at Bet Boom, though, man. Managers had a few moments here and there. Siren, you know, that failed clutch comes to mind. No one really getting anything done. And for Chiron, 6-14, someone we touched upon. You said Evan yourself, Nico, he's kind of a little hot and cold, a little bit of hit or miss, and he was basically Adix, just missed. Adix, Launix. Yeah, basically missed the entire time. So we got to see how this next map is going to shake plus out. Doi, nu? Mamă, doi români. It does not feel like that, boom. Adix Polar cu Launix rifle. Oh, interesting. Pull this one back. Just mentally, you know. Obviously, there's a firepower issue, but... probably mentally draining being in a situation where you just getting kind of the game handed to. And let's you know obviously address the elephant in the room as well when it comes to being not able to mentally bounce back. You know, Nafni has a little bit of a monkey on his shoulder, a little bit of a curse when he go back to his Gambit days, or sorry, when it comes to Cloud9 days as well. When things look grim, he doesn't seem like he was quite able to rally his players, right? You can plus kind K? Of come back into this. And looking ah, at how plus K la coach a non-performance this was coming out from his team, I think it's going to require a bit of a miracle for them to kind of wake out. It's not like it can't happen. Vertigo is the map which was picked here by OG, the map they've been going for again thus far. And despite the fact that you have the better win rate on it, it hasn't been an easy run on Vertigo. We saw them getting taken up a big earlier, but the CD side never really got started. Tell we me. Saw them lose, win against NIP, but it was a very close fashion. Even against Ents, it was a 13-11 and an overtime win over NIP. So there is a chance. Clean. It's not like OG Minimic are, you know, just unbeatable. Even though they seem to prefer the map, pe portocaliu, yeah, true. They se potrivește mai mult cu exactly canalul, cu tematica, yeah, în care... Probably played it in practice, you know how good it can be, but actually getting your team to execute exactly how the plan is, as it intended is a different story altogether. So 25 da, seconds Petru, da, into dacă it, regali și găsești o echipă, altă echipă bună, fix ce trebuie. I agree. I feel like for OG, the CT side is a big problem here. We know that Heavy got on the B bomb set, the B anchor. He seems to have the donk syndrome. They didn't win a single CT round against Big earlier. They didn't win any single rifle round. They won the pistol in the falling rounds. But yeah, you kind of feel to have Big. I feel like a much more regimented team with the utility and you know the protocol. I don't think Bet Boom are that. The one criticism I've had with this Bet Boom team we've seen here at this event is that D-side have been just heavily reliant on maybe Chiron getting just two entries out of nowhere. Chiron pentru suflet, pentru noi cel puțin. So, it's going to require much more. Here we go! Iată că intrăm pe hartă cu numărul 2, intrăm pe Vertigo. TikTok vreau să... Dacă puteți acum băieții de pe YouTube și dacă aveți TikTok, să intrați la mine pe overtip.cs, pe live și să mai dați niște tap-tap-uri. Ideea e în felul următor. Eu când intru live, merge totul bine timp de o hartă. Când se pune pauză la hartă, desigur că lumea iese că e plictisitor până așteptăm și una alta. Și apoi nu mai reintră la recomandate stream-ul. Și chiar eram curios dacă se dau din nou niște like-uri, dacă o ia din loc stream-ul sau nu. De obicei dau restart și apoi din nou mergem la 50, 60, 70 de viewers acolo pe TikTok, which is nice. Am fost 550 la Major, deci a fost foarte rău de tot pentru TikTok. Mersi mult de tot. Hai să vedem. Este... un număr de 30 de secunde care au trecut de pe runda aceasta cu numărul 1, un Petero, l-au pierdut pe Siren deja și mai departe inițiază asupra site-ului ea și încearcă mai departe să intre chiar prin variantă în flank. Chiron, eliminat către Heavy God. Aici este un pic de decalaj din nou, trebuie. Este Noyes care a apucat să elimine și pe Modo și pe Heavy God, face enorm. Jucătorul rus, rămânând astfel la 3 vs 3 situația, chiar avantaj, Magnoyes cumulează mai mult, 3 eliminări pentru total, jucător care este headshot. Magnoiz este low, Zort este cel poziționat pe dreapta sus și Ficu se pare că ține dezamorsarea acestei bombe, care va fi un defuse lung. Nexus îl apără din toate punctele de vedere, Magnoiz își dă seama de faptul că este un astfel de defuse făcut fără utilitate și nu mai contează că a avut atât de mult de tăiat acolo la cabluri jucătorul polonez, Nexus, i-a eliminat pe amândoi și iată că este corectată runda aceasta. 1-0 este scorul pentru OG, momentan sunt inversate acolo camerele, bine, hood-ul, echipele.
Camera aia în dreapta. Păi da, da, ok, ok. Știu la ce se referă. Am înțeles. Camera aia în dreapta. Deci uite, fața mea cum o vedeți? Asta este fața reală. Gen, așa o să mă vedeți voi. Dacă eu îmi dau acum mirror, așa, practic în viața in real life, dacă mă vedeți in real life, o să vă par, cum să zic, ciudat. Fața pe dos, știți? Ca și cum v-ați uita, v-ați face voi o poză și vă dă mirror camera. Știți că vi se pare că aveți fața ciudată. Asta este camera cum e ea, naturală. Doar că eu o țin aici în dreapta pentru că astfel era HUD-ul la Major, respectiv pentru, și la Intel Extreme Masters. Pentru că altcumva n-aș avea loc aici, că vine, vine lista cu jucători prea sus și ar trebui să vin peste minimap, ceea ce nu se poate. Și aici în dreapta îmi dau mirror pentru că m-aș uita, uite acum dacă aș comenta așa, m-aș uita în afara window-ului de joc. Și ar fi ciudat, știi? Și de asta dau mirror. Da, sunt de acord că dacă te obișnuiești cu fața unui om în acest fel, zici că e ciudat când îl vezi face-to-face, da? Na, cam asta e situația. Fiecare HUD diferă de la un turneu la altul și eu tot jonglez stânga-dreapta, stânga-dreapta în funcție de unde în cap. Și după 16 chile slăbite, tot în cap cu greu. Ba da, Radu, era regal. I-am vorbit, dacă vreți, dai la sfârșitul hărții anterioare. Cred că am vorbit deja de vreo 3-4 ori, știi? Heavy God? Shoulder pick cu incendiara este numele stare și oricum fix în față la white box, cerând deja întărieri, vine și Heul, vine și Ian Flăcării 1S, sau cel puțin are flăcările în spate din nou, fix cu double kill cu acele în 4-1S, n-are emoții deloc, Heavy God continuă pentru 9-le său, sorte, ia flancat, este full flash, trencarc, dacă mai avea glanță, elimina un al treia jucător și Batboom avea oarecum o șansă, Silent din spate, putea să funeleze cu el, dar acum este prins pe exterior, no fangle-ul său, Nexus îl vede în toată splendoarea și este 2-0 pentru cei de la OG. Delay sound, hai că le zic la băieții din producție. Stați așa un pic să încerc să văd dacă rezolv eu altcumva. Am zis gata. Culoarea albastru sau alb te prinde mult mai bine. Deci albastru, să revin practic, să fac albastru cu portocaliu. Că asta e, asta a fost tematica până acum pe canal. Să rămână culorile astea. Justul pentru Siren. Și ce rachetă vine către capul lui Ficu. A rămas fără materie cenușie după glunțul respectiv. Modo cu trade-ul n-a eliminat pe Zorte, scoate USP-ul chiar acum Heavy God în fight-ul cu Nafani și acesta avea glob. N-ar fi trebuit să se complice prea mult și până la urmă este corectată situația. 3-0 pentru cei de la OG, rundă de eco din partea Bad Boom, dar acum vine buy-ul și lucrurile vor sta diferit sau cel puțin asta vor ei să facă în fața echipei. Dar săptămâna viitoare este Comic-Con. Da, Zaha, da. La Vitality nu știu exact dacă mergea, dar la ENS a fost unlucky rău de tot. Intra la Onyx, la ENS, știi cum? Genial intra. Era good fit acolo între playerii respectivi. Asta este. Pare rău. La momentul respectiv juca absolut genial. Absolut genial. Era pe vala rău de tot băiatul. Are acolo, are un... pro skill. Are greu mai găsești la Rifler în România. Trebuie doar să-și polișeze și să fie mega muncitor constant ca să, na, îl țină la maximul, potențial maxim. Că chiar în podcast cu el vorbeam de ideea de muncă și zicea că e 20% talent, 80% muncă, ceva de genul ăsta. Zorte a tras pe lângă Ficu, ti se dă o șansă nouă la viață jucătorului polonez care pe propriul shoulder pick și la propria mecanică a evitat că mai apoi să-l învingă pe AVP-ul rus în fight față în față. Mai departe Siren trage exemplar, Heavy God eliminat cu headshot, Heul este lăsat din Nicoșeu acolo la bază la cutie și cu Nekito ia doar 4 damage. Ficu este pus la pământ și Bat Boom inițiază asupra sectorului B, plantul fiind și el realizat.
doi jucători pentru Windows. Splitul se face până la urmă. Alege Nexus să meargă pentru CT. Fight-ul lui Magnoes cu Kito. Vine și Motocove pe un românul Lostru rușin să-l scoată pe tânărul jucător de la Bad Boom. Rămân astfel 2 vs 2. AVP-ul și Rifler-ul celor de la OG împotriva lui Siren și lui Chiron. Amândoi cumulează cu puțin peste 100 HP. Deci să vedem dacă Motocove va trece pe Rifle sau nu. Rămâne pe Polar momentan. Deschide aici. E primul pe Fight. Crossul nu e realizat bine. Rămâne acolo fără gloanțe Nexus. Și Chiron îi elimină pe amândoi cât să scoată acest clutch împotriva celor de la OG. Un clutch care nu-l poți numi neapărat clutch, pentru că era aproape simultan live, în viață, live cu coechipierul său. Și faptul că a fost în viață playerul din spate și pe care oricum cred că l-a doborât Modo, acest lucru a făcut ca jucătorii celor de la... Nu, Nexus l-a doborât pe Siren. Modo a tras și el, dar a tras prea târziu. Modo reîncărca, a murit primul, apoi Chiron a făcut transferul cu Nexus, care nu mai avea gloanțe pe încărcător. Unlucky acolo, că avea M4-MS, pe un M4-4, așa că fapt divers nu ajungea în situația aceasta. Dar trebuia să și tragă bine. Prima rundă pentru cei de la Bad Boom, odată ce vine un nou buy. Problema pentru ei, și poate vă întrebați de ce, îi vedeți pe 3 galiluri. Dacă au câștigat runda, e bine bonusul cu ei, cu ce bani aveau, ei cumpăraseră până în $100, $50 rămași în viață. Bonusul pentru câștigarea rundei este de $3,500 și având practic 3,600 în bancă, nu prea au putut să meargă pe AK-47. Chiron și-a permis un pic mai mult și chiar a rămas și cu $800 extra. Și ultimul jucător rămas în viață, Chiron, chiar recuperase AVP-ul de pe jos de la Modo pentru a-l oferi lui Zorte, astfel încât mâine AVP-ul echipei să fie la datorie. Pe de cealaltă parte, OG forțează, reușește să aducă un număr de 3 arme de calibru mare, Ficu fiind cel care joacă SMG, Kito e pe pistol. Nexus postat, iată cum primul frag vine în mod gratuit pe Nafani. Capitanul echipei era primul care venea prelat, splitul n-a fost pe hartă, toate echipacelor de la Bad Boom este scară și rampă la... Să vedem cum vor iniția mai departe, Chiron trage după, bine după Kito, superb după Nexus, fenomenal mai departe, Siren spre Modo. Și nu s-au putut opune jucătorii coechipierii aia lui Modo. Ficu și cu Heavy God vor ține de aceste două arme, probabil 2v4 fără defuse kit, nu mai are rost să inițieze deloc și va fi 3-2 cu recuperare din partea rușilor, care se pare că intră mai bine în această hartă, pe această hartă Vertigo, culmea pe picul celor de la OG față de cum a fost pe Mirage, pe propriul lor pic. Salut Alex, bine te-ai găsit. Antonia face beauty session? Dar ce s-a apucat să povestească pe stream? Mă, nu știu ce beauty session, dar văd că s-a pus pe meciuri. Deja Regari are bench la echipă Sebastian. Păi da, asta zic, Zahă. Momentan este înlocuit. A fost pus în primul meci sau primele două meciuri Modo pe post de standing, dar apoi nu s-a mai specificat asta pe HLTV continuu. Și este un tryout în mod neoficial în meciuri oficiale pe care le joacă echipa. L-au testat pe Modo oricum înainte, in behind. Nu l-au aruncat direct în meciurile oficiale. Asta vă pot spune că am aflat. Dar da, încă nu a fost anunțat. Vor aștepta OG să se termine turneul, să vadă cum performează până la capăt Modo. Na, nu vor să-l anunțe și să... Na, e cel mai bine pentru a vedea ei cum reacționează Modo și ca să nu îi strice cumva starea de spirit. Cum mai bine la anunță după ce se termină turneul și poate spuneți, da, ok, dar cum se strice starea de spirit dacă l-anunță? Păi să nu se lase cumva pe o ureche dacă văd, gata, i-am câștigat pe băieții ăștia din 3 meciuri, știi? Dar zici bine ce zici. Așa, Chiron doar la Ficu, Modo cu AVP-ul în clutch 1 vs 2! Scoate USP-ul, ca prea agresiv, trage, dar se retrage cel puțin până în cover. Nafani are Mac, ar putea să ia arma cu echipierul lui său, defuse kit-ul nu este pe Modo, ar trebui să-l ia de pe un coechipier care a picat la datorie și văd că nimeni nu are unul la dispoziție. Modo în continuare vine agro cu AVP-ul acela, este variantă, Nafani ține bomba, sânga este și Nafani nu face încă picul, nu va avea cum să dezamorseze din momentul de față. Modo prins din spate, eliminat și Nafani cred că a făcut niște pași acolo în spate, în spatele site-ului, cam apoi să vină variantă. Da, 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 a primit foarte mult hate după prima zi, dar pe bună dreptate, chiar a jucat prost, sincer. Putem să fim noi oricât de români vrem, dar trebuie să fim și obiectivi în situația respectivă. Chiar a avut un meci foarte prost, Modo.
17 fraguri în două hărți cu următorul jucător care avea 30 ceva. Automat toată lumea și mai ales HL TV userii. Ce pot să spună despre un jucător nou care face performanța asta? Dar e bine că, da, mai apoi n-au mai existat cuvinte absolut deloc. Dar mulți oricum au rămas cu aceeași idee, Andrei, deci să știi că poate să joace în mod încă 4-5 meciuri, că încă nu i-a câștigat pe respectivii. Mai ales cei care au pierdut pariu atunci, cu OG vs Aurora. Mamă, mamă, mamă. Stai așa că pe aia câștigi cel mult. Trebuie să le câștige modul pariuri la băieții aia ca să fie de bine. Să dă heul acolo la prelată. E o plăcere să te uiți la live-ul tău. Mulțumesc, Eduard, apreciez din suflet. Mă bucur enorm. Asta e comentariul de pe TikTok, băieți. Ziceam că poate să ziceți, dar unde e de pe chat? Că bagă băiatul ăsta din burtă, nu? Mulțumesc de 255 de like-uri. Nu uitați, mâine suntem live la ora 13 cu Face Mouse, finala. Ți-ați făcut și scriu că e finala. Finala e, mă. Așa. Și după aia, vineri, duminică, ne vedem la Comic-Con. Cât veniți la Comic-Con? 30% din 81 momentan, e bine. Să votați acolo pe chat dacă ca să veniți la Comic-Con la București. Bet bun cu un lurker către site-ul B. Este vorba de Magnoes. Restul atentează spre site-ul. Ia deja Kito a tras total rău. Modo față în față cu Nafani. Lipește țeava acestui AVP de pieptul adversarului său și îl dobară. L-a ratat Zorte pe românul nostru și se mai dă o șansă la fight. Se rotesc Bet Boom având site-ul B sub controlul lui Magnoes, care era lurkerul lor, după cum spuneam. Gata, ai ținut doar midul sau site-ul dinspre window și piască pat playerul rus. 20 secunde pentru plant, vine acum cu bomba siren care trebuie să se pună instant pe plant. Să vedem dacă vin cu o incendiară pentru default sau cum e. Jucătorii de la OG, dar iată pe Moro cu un play extraordinar pe polar. Siren își ia cover-ul, încă nu s-a plantat. Ia ținut Zorte, rămăsese în clutch cu ambii jucătorii ultimii în site. Nice try din partea lui Modo, care acumulează fraguri până la 5. După prima hartă, Modo se așează la un... Wow, a avut 15 fraguri cu 6 deturi, un key de aproape 3, 1.52 rating. Mi-i de scuze pentru ce, Șerpico? Ai întârziat? M-am citat cu un fan OG acolo pe HLTV și acum și-a cerut omul scuze că n-a avut încredere. Nu cred că stau pe Xiaomi Centru, de fapt că... nu cred că o să fie... niște echipe extraordinare, cred că o să fie niște jucători chinezi și nu știu dacă o să fie ceva mai interesant. Vă zic. Oh, te pup de la un pahar să treci de SM, să ți intre bine. Ar merge un podcast cu Launix. Da, putem să mai facem unul. Se mai să și echipa, să fie echipa nouă, să fie ceva meciuri jucate cu echipa nouă și abia apoi. Să vedem și care va fi. Vrei să dobori recordul de silabe pe minut? Asta vin. No, Șerpico, nu propun, vine de la sine. Îl doboară Nafani pe Nexius. Nexius a pușat acolo, s-au auzit pașii săi. Cu greu totuși se masca acolo de sunetul smoke-ului care se stingea, dar are urechi bune sau căști bune, sau folosește sonar Nafani. Aveți acolo, băieți, linkul de la Moments. Este o aplicație făcută de către SteelSeries care vă salvează automat fazele din joc. Un AI vă zice automat pe fiecare filmare câte fraguri ați făcut, dacă vă vine să credeți, câte hit-uri aveți, dacă ar aruncat aruncat utilități, etc, etc. Până una alta, îi doboară pentru un greu pe UG și se pare că runda această hartă este 180 grade față de ce a fost data trecută. Un tactical timeout am avut deja, deci să vedem cum reacționează cei de la UG pe următorul buy. Instalați aplicația, vă ia acolo vreo 10-15 FPS-uri, depinde de ce PC aveți, asta resimțit sau nu. Și e ca și cum ați avea un Nvidia Shadowplay, doar că vă ia fazele automat. AI-ul ăla își dă seama că voi faceți un highlight în joc. Mai există desigur și All-Star, GG și așa mai departe, dar asta vă salvează local tot. Și după aia puteți faceți browsing printre fazele respective și pe fiecare fază făcută vine în parte, pe date, pe ora la care ați făcut. Și apoi la fiecare thumbnail, să zic așa, fiecare miniatura fiecarei faze va apare acolo 4 fraguri, 5 fraguri, ace, nu știu, headshot only, alte chestii genul ăsta. Și puteți să editați direct în software-ul respectiv și apoi să dați export și direct către YouTube, să scoateți ca GIF, ce vreți voi. E super tare. Și puteți și la buton, desigur, să salvați faza dacă ați avut un headshot de la nebun.
cum am zis și la amiază, fiecare download este un suport direct acordat canalului fără neapărat să faceți o donație. Deci dacă vreți să contribuiți la salariul casterului, practic dați acolo un download și ați ajutat deja enorm. Dar chiar merită aplicația, sincer. Chiar merită aplicația. E foarte fain să vă faceți să vă faceți highlight-uri. Fără efort, nu efort. Doar gândiți-vă că lăsați acolo să ruleze și după o lună vă amintiți, hai frate, să văd câte triple kill-uri am. Și vă selectați acolo, vă uitați la ele, super lejer. Și care e faza faină? Aveți timeline-ul ăla și nu trebuie să stați să căutați voi fazele, ți apare în timeline. Că la secunda 34 ai făcut un frag, la secunda 50 ai făcut un frag. E super tare. Kito îl elimină pe Chiron. Și aici Modo Picasso, din păcate, primul are 5-8. N-a intrat bine în match, dar nu este ca și cum cei de la OG stau bine pe ansamblu. Hey, Nafani este foarte tupeist și bet un prind aripi față de harta Miraj pe care au jucat. Este un 3-3, egalitate numerică. Și retake-ul va urma cu siguranță, dar bomba vine cu greu în gară. Siren este abia acum pe intrarea de pe scara B-ului și cei de la OG s-ar putea gândi departe că se joacă au late. Vine smoke-ul aici cu numărul 2. Iapul există și nu există. Ba da, ficul vede pe Magoes. Aplică eliminarea, inițiază mai departe. Polonezul îl pierde pe Nexus pe partea dreaptă, dar mai departe vrea să facă triple kill-ul pe care nu reușește. Zopte scoate Deagle mai departe, este împotriva lui Kito, care este și el pe pistol. Cu SP-ul nu liberește Kito. Poate mai bine juca pe AVP-ul ăla, sincer. Not like this. Come on, man. Da, da, m-am mințit inclus cu sonaj tot acum mult, da. Modul al nostru AVP în locul lui Regalii, da, Șerpică. Da, nu știu exact. Nu am gândit că o să fie faza aia. Dar ar trebui să vină... Nu, nu știu, cred că cerul lasă ultimele două tactical timeout-uri OG pentru half-ul cu numărul 2. Nu cred că mai fac altceva. Băi, să facem 300 de like-uri. Pișcăm acolo încă 24. Can do it. Oh, 3% domnulit acolo că este comico. Nice. Sara cu Nexus. Care nu doboară prin smoke, a tras la prelată pe gap. Un lucru care îi ține pe cei de la OG în spate. Știți care este IGL-ul de la OG? Vă întreb acum că vreau să văd câți dintre voi sunteți la curent cu echipa celor de la OG, având în vedere că a jucat Regalii acolo. Kito, frag pe Chiron, Telerim Zorte și se încheie 7-3, cam Kito, bun. Da, Kito este IGL-ul. Faza este că, nu e Heavy Guard, da, este Heavy Guard, e Rifler, își face treaba acolo, acum un pic așa mai slăbuț față de cum a fost la început. Uite, vine al doilea tactical timeout din partea OG ca să scoată un 7-5. Da, deci, da, răspuns corect, Kito este IGL-ul echipei. Și de ce v-am întrebat? Pentru a duce discuția mai departe la faptul că germanul e pentru prima dată IGL la OG. Și e destul de greu să ai un jucător care pentru prima dată este in-game leader la o echipă care are aspirație de top 15, top 20. Cam acolo este locul în care ar trebui să se afle OG cu numele lor și ce line-up-uri au mai avut până în momentul de față. Din păcate, aș spune că nu este Kito neapărat IGL material pentru zona respectivă încă. Da, într-adevăr, trebuie să prindă experiență, dobândește și crește ca și pe acest rol. Dar dacă ești OG, la ce resurse economice ai, poate vrei să iei alt IGL. Îl păstrezi pe Kito Rifler, sigur. Ok, jucător ex, jucător big. Dacă îl vrei, poți să-l joci. Poți să-l joci, poți să-l ai în continuare în echipă. Dar nu-l pune pe el IGL. Când ai făcut, refăcut echipa și au venit Nexus, pardon, și cu Heavy Guard, nu știu, îl dropai pe Nexus, care a venit oricum de la Mouse NXT. Măcar mai Heavy Guard a venit de la Endpoint, care nu e academie și juca bine și a dovedit că poate. Nexus a mai fost hit or miss. Și lăsai pe Kito Rifler și aduceai un IGL care are ceva experiență de tier 1 și cu Regalii Polar parcă arăta deja o echipă care poate să facă ceva. A fost chinuială la OG și la Blast ați văzut că au avut loser continue la, în grupe. În showdown au arătat mai binișor și cu sound standing. Culmea locului Heavy Guard, că dacă era în locul lui Ficu, cred că erau deja acolo cu loc dobândit. S-a scăpat aici Siren în spatele lui Modo, a scăpat, n-are ce să facă Modo. Prea multe locuri de verificat, colegii din ei au fost eliminați, rămâne mai departe Nexus în clutch, Molotov aruncat fix în față, s-a în conector și este blocat automat. Sunt undeva la 6 secunde, 5 secunde dobândite de către Bad Boom cât să se așeze Afterplant, asemenea precum își doresc.
Ai văzut ce a zis Blade Alexi B? Da, că nu era aici de tierul când am venit la Navi. Eu zic că și coachul joacă un rol important. Da, 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 da. Că nu era, a zis, nu doar asta, a spus și că avea un stil de a vedea CS-ul old school, culmea. Alexi B avea un stil old school. Blade, care a fost și jucător la Flipside Tactics, apoi a devenit coach. Și ai zice că el ar avea o mentalitate sau un stil de a vedea Counter-Strike-ul mai old school, că a văzut alte generații de Counter-Strike. AVP-ul pe masă pentru Nexus, să rămână. Este scorul de pe Mirage pe DOS, apropo, aici. Fiecare pe harta adversarei. A zis, da, deci asta a zis Blade, că avea un stil old school de a vedea CS-ul și că au fost ceva eforturi ca să facă să îi reîmprospăteze meta-ul pe care îl pune în aplicare. De aprecia că nu i-a dat lamă, nu voia săriște. Nu voia săriște. 8-3. Și da, diferență, se văd astfel de diferențe pe partea de coach, pentru că uite, a venit Ruga la Astralis și Astralis și-au dat mare revive. Ați observat? Ce bine au jucat pentru Chengdu sau un Chengdu. Între extremele astea Chengdu au jucat total diferit față de eșecul de la RMR, când încă nu era Ruga. Dar ăsta n-ar fi neapărat singurul element, că până s-au așezat stun cu Yabi, poate mai durat puțin. Runda cu numărul 12 este ultima care se joacă de pe această jumătate și OG, ca să nu aibă scorul, ok, să nu aibă scorul de pe harta cu numărul 1, dar în oglindă, acolo ei aduceau scorul de 9-3 în fața celor de la Bad Boom, aici ei trebuie să dea dodge. Nu că 8-4 ar fi un scor care să te încălzească prea mult, dar măcar nu e la fel de rece precum un 9-3. Reușește Nexus până una alta double kill-ul, i-a eliminat pe jucătorii de pe rampă, a tras un point. Și hai să vedem ce ne pot dovedi aici OG în 5 oameni cu un avantaj. Se uită pentru boost, e puțin frică, Nexus, deși el incendiar acolo care a răspuns. Dacă măcar el e scos din poziția de a ține varianta, măcar să nu poată să pătrundă acolo cei de la Bad Boom. Și respingerea asta a celor de la Bad Boom vine bine, mai aruncă un molotov, deci e clar că își doresc să ia acea poziție, chiar să dă heal-ul pe colț. Kito este și el low, Nexus și el low, unul la headshot, Kito a dat flash-ul, încearcă Nexus să intre acolo peste, dar Magnoise are un close placement impecabil, să nu fie grenadă la headshot, ba da! Siren îl detonează pe Kito, rămânând Modo aici să apere până vine Ficul să ajute. Smoke-ul pentru Cross s-a aruncat, Modo încă poate să facă picul pe gap către rampă, Siren la dobro heavy guard, rămâne acolo Ficul cu Modo, împreună cei doi! On point Modo, sări tură și frag, Siren era atent în site și se profită aici de situație. Sper efort să joace de la egal la egal cu FaZe, care sunt number one, bravo lor, da. A spus și că Zonic este antrenorul numărul 1 de la care s-a mai inspirat și el. Cine, Marinos, a spus asta Blade? Pardon, am vorbit prea mult pe ultimul segment. Aș vrea să vorbesc la fel de repede, dar dacă încerc să vorbesc mai rar, mai degrabă te încurci după. 8-4. Bine, acel scor care, după cum spuneam, e așa mai lângă sobă pentru OG, dar tot arată urât. E o sobă de aia cu un lemn care fumegă așa puțin. Hai să vedem pistoalele. Heavy God. Le eliminăm pe Magnoise. Fă destul de mult vâlvă în jurul lui Magnoise, apropo. Multă lume vorbea de el ca un alt upcoming prodigy, tot de la Spirit Academy, precum Donk. A luat transferul ăsta acum de curând, în martie. Nexus a eliminat pe Zorte, rămân 3 jucători de la Bad Boom în viață, Siren este unul dintre ei și Nafani îl va ajuta aici pentru un crossfire la 90 de grade. Întrebarea este dacă OG au ceva molotov să arunce acolo pe Colts. Cairo între timp este eliminat de către Nexus și iată cum se curăță toată harta, fără din păcate să vedem prea mult din fraguri. Rămâne cu eliminarea pe Modo, din păcate fix pe Modo lui Nafani, dar cu pistoalele câștigate, iată că reușesc jucătorii de la echipa OG să polișeze acest scor până arată un pic așa mai bine. Talent mare. De ce porți ochelar noaptea în casă când nu bate soarele? Păi nu sunt ochelar de soare. Nu sunt ochelar de soare. Sunt ochelar de vedere. Alin, am astigmatism. Sună de parcă ai avea ceva boală gravă, boală rară, dar nu e așa. E mai bine decât să fii miop.
Mai nasolul e dacă aia stigmatism eu. E nasolul de tot, iau te-ți face grupa și altceva de la Bad Boom Modo. Se bucură aici de extra fraguri. Du-te, Modo, să te mă vezi. Ia-ți acolo highlight-ul. Ok. Frumos că joacă safe, frumos că joacă safe. Avea 23 HP. Important era aici să țină de armă. Era un... Bine, are Mac, într-adevăr. Ar putea să cumpere acum AVP-ul. Are armura? Nu. No. Merge pe utility. Și păstrează banii pentru AVP pentru, pentru ceea ce va urma, respectiv. Poate nu-și doresc neapărat AVP-ul pe partea de Tero. Să-l vedem astfel și pe rifle pe românul nostru. Nu, dar este Lambert, din câte știu eu, Zahă. Dar din păcate am ajuns la unele situații încât n-aș vedea bine unele informații de pe ecran, gen le-aș vedea un pic așa șterse dacă n-aș purta ochelarii. Uneori văd bine, alteori chiar am nevoie de ochelari. Dar oricum au și anulează blue light-ul și chiar ajută mult, chiar dacă am luat blue light la ecran. E mult mai bine așa și nu obosește ochiul la fel. Unde poate să prindă linia, era atât de low! Jucătorul de la Whitebox din spate putea să fie un colat shot din burst. Desigur, nu colateral în sine, cât să meargă glonțul care pătrunde prin primul jucător către al doilea în spate și să-l sido. Oare că totuși vorbim de un glonț de 9 mm, probabil pe acel MP9, așadar damage mic, dar cu toate acestea era o posibilitate în mod neintenționat să-l agațe în burstul sau în glonțele pe care le trăsese din burst pe playerul secund. Nu este astfel și e bine, pentru că rămână OG în 3, dar cu 3 jucători sunt low. Sunt Modo și Kito la 16 cu 14 HP, cumulând cei 2 30 HP împreună. Nexus s-a ocupat de Zorte, un pic foarte agresiv care surprinde total. Modo merge contact în vol, e prin spatele smoke-ului, camera pe el, vă rugăm! Într-adevăr, îl oboară pe Chiron. Kito până la pe un penafanic cu wallbang headshot prin smoke. Triple icon acolo pe Killfeed și OG recuperează până la o rundă distanță față de cei de la Bad Boom. Perfect, lucrurile încep să se miște aici pentru OG pe Vertigo și poate aveau nevoie de acest T-side. 3 runde consecutive, sunt full rifle, pe când Bad Boom, nu uitați că îi cumpăraseră pe runda anterioară, așadar acum merg pe un half-buy. Începe să înverzească aici gazonul celor de la OG. Au, 10 like-uri pentru 300, încă puțin. Trebuie să-i porți mădarine, că o să încep să vezi mai rău. Chill rap, God. Nu mai e la sobă cu lemnul OG. Da, păi deja e un pic imediat. Imediat au încălzire în pardoseală. Un scor de final de jumătate ar fi pe CSGO. Dar long time gone. OG days deja. OG. L-a figurat acum. Smoke, variantă lăsată, bine, prealaltă lăsată de către Bad Boom, adânc către jucătorii OG. Da, stachează într-o oarecare măsură acolo către site-ul B. 2002B nu vor fi într-o luptă directă cu oricine ar veni în scară, dar pot veni foarte rapid în ajutor prin window cei doi jucători, care înaintează mid. Ficu este la 5-5 de secunde, la fix un minut după ce a început runda, e încă la generatorul din mid. Îl prinde Heavy Gap pe Magnoez. În mid s-ar putea să pușeze, dar se pare că Ficu coboară. Merg scară B, Zorte va fi în spatele lor, este un USP acolo. Respectiv Siren este pe colțul site-ului. La bucată de lemn vine molotovul pentru poziția și și este dat înapoi. Zorte își continuă drumul în Z. A rămas Kito, rampă pe lurk. Ori pleacă în spatele adversarilor în A, ori vine mai repede în Z să-l prindă pe Zorte, care îl prinde fix pe Modo. Din păcate, e a doua oară când Modo este targetat de către bot Bad Boom, cumva în mod expres, dar desigur și neintenționat, ca să spunem astfel. A venit și Cairo, 5-7, de unde a mai apărut și el. Ceea ce este clar este că Nexus să vine acolo la marginea smoke-ului și face transferul de pe Siren pe la Fari și mai apoi îl execută pe Cairo. Așa mă, Nexus, mă, trebuie să-mi pui și tu, dacă nu trage Heavy Guard, trage Nexus. Și a mai revenit și Nexus, că nu arăta bine. Ia uite, fix ficul cu Nexus. Underperformerii. De obicei trăgea în echipă Regali și cu Heavy God. Desigur, până să ia benchul Regali mă refer. Acum văd că Ficu și cu Nexus s-au făcut schimb cu ei. E bine, dacă nu joacă unii să joace alții. Ideea e că echipa să câștige. 8 la 8, tactical time-up, Bad Boom și Nafani este pus pe gânduri. E bine. 0.5 KD pentru capitanul echipei de pe City Side. Da, Regali a luat bench blondo. Poți niște, ași niște comentatori, face unul the name Heavy God suits him as he's a god of the game and he's heavy. Cred că a preluat de la cineva, că mai văzut pe cineva, mai auzit pe cineva să folosească asta. Legat de Heavy God la Blast, cred că s-a folosit.
Deci cred că am împrumutat colegul comentator faza. Ori a gândit-o fix la fel. De ce nici aia nu e exclus, se poate întâmpla. Deci știu skipper, mersi frumos pentru follow, Cadi, mersi de follow, TikTok, apreciez. Upload. Incendiară dată de către Chiron. Ia să vedem la câte... să vedem puțin... Până nu se face frag. Momentan se stă la așteptare. Să vedem widget. Bam, bam, bam. Am mai dispărut, hop. Să vedem ce avem aici, bum. Și aici pe downloaduri. Bă, tatăl știți că nu las acolo. Așa. Băi, să avem și aici pe downloaduri. La 500 de downloaduri pentru Moments, mai dăm o pereche de căști de 100 de euro giveaway. Cosmin Stoica, mersi de subscribe, binevenit. Fix un minut trecut de pe runda cu numărul 17 cu contact minim între cele două echipe. Fix acum la fain cu Nexus. Se răspundă pentru ce a făcut acesta runda anterioară, dar momentan este infim față de ce a făcut Nexus în patru valori. Transmuda pe doar Albert, ați prins, bă, ce tupeu. Așteaptă Zorte să iasă din rampă split de la OG, variantă, Nafani l-a vărut pe Modo, s-a boostat aici, destul de late la o rundă și nu se mai aștepta la asta. Tot nostru de lumea, Kito schimb, eliberează totul, camera noi pe el, quad kill-ul pentru Kito, uitați-vă puțin ce quad kill superb se pierde de către observării din 2024, mai mare păcatul de fazele astea. Doamne, ce frumos era din perspectiva lui Kito, doar gândiți-vă, pătrundere către side, frag, stânga, dreapta, iarăși stânga, în variantă, bate unul la headshot. Magnoid este ultimul în viață și pe cât de fain au fi fost faza, noi nu putem decât să ne bucurăm de killfeed. Magnoid 1 vs 3 clutch pe care trebuie să-l joace, save-ul ar putea să fie făcut dacă vrea niște extra firepower pentru runda următoare. E puțin probabil de realizat retake-ul ăsta, retake-ul pe dreapta, dar n-a fost să-i lase fragul picului Kito. Kito era variantă, dar n-a mai făcut picul acolo. 9-8 și oricum desigur că n-ar fi... ezitat să apese pe târgaș ficul pentru că este scorul de 8-8 totuși și vor să închidă cu 2-0 dacă se poate, deși eu mi-aș dori mult a treia hartă, ar fi păcat. La fece băncuța, băi, ai, not like this, bro, why you so mean? E bună, n-am ce să zic, e bună, dumă. Heavy God. Ok, s-au bombardat unii pe alții. Heavy God l-a ars pe Magnoiez. Dar și Magnoiez acolo s-a băgat cu MP9L plus i-a dat un Hegnate. 4v3. Este Nexus low, dar doar 3 HP. Stă la cotitură în Afani aici. Pe aici sunt ok OG. Nu poți, Andrew, din păcate. Plus că dacă aș face eu observing, aș prinde mai multe fraguri, dar n-aș putea să comentez la fel de fluent, că îți gândește creierul în două direcții. Oricât de bine ai fi să le faci pe amândouă, două lucruri să le faci, una e să faci două lucruri foarte bine când le faci pe fiecare individual și alta este să le faci pe amândouă în același timp. Performanța pentru amândouă scade. Iron. Nafani a venit din spatele lor, Nexus a fost flancat, Kito a rămas din nou în clutch, 1 versus 3, 4 pe total. Ah, ce frumos a ascuns Nafani. Șmecherie din Gambit asta, ia polarul pentru Zorte, 9-9 egalitate. Și aici sună ultimul bio OG pe care și-l permit. Bonus de 1900 pentru ei, nu cred că reușesc să facă ceva să rămână cu 2000 în bancă fiecare. Kito s-ar putea să-i dropeze AVP-ul lui Mudo. Să vedem dacă vor să-i facă outplay aici lui Zorte. Tactical timeout-ul s-a cerut și acum se gândesc cum vor investi. Bine, de cumpărat clar se cumpără. Kito-i dropează lui Mudo și o să fie un buy bun. Hai să folosesc clar de bani, băieții. Bam, bam, bam. Ce mai ziceți? 9-9. Mamă, se stă cu 0 de tot. S-a lăsat așa, atenție. Ia ziceți, ne uităm la meci verde. Suntem atenți. Asta e răspunsul clasic și vă cred. Vă cred că și
Și eu stau să mă gândesc aici ce se întâmplă. Bă, numai dacă avem asigurarea faptului că OG, asigurare de aia cu 30 de lei pe lună, nu știu, orice preț, că OG o să câștige best of 3-ul, da, harta 3 vă rugăm, avem niște conte, ne mai distrăm, mai povestim una alta. Dar dacă este să nu fie sigur, da, vă rog, OG, take it 2-0 și ne auzim mâine cu finala mare împotriva Aurora, cu care au pierdut anterior, nota bene, cei de la OG. Andrei, un salutare. Oh, Mac Noyes, Tunnel Vision pentru partea din stânga. Se aștepta să ieși jucător din Z, întocmai pentru că s-a dus destul de mult din rundă. Modo, ratează. L-a prins Chiron acolo, care el pusese în crouch și a dat dodge glonțului românului nostru. Matrix direct, playerul rus. Rămân 3v2 OG și situația este tricky. Se joacă site-ul ăla, ar putea să alterneze puțin. Bad Boom nu se vor roti de aici, vor rămâne amândoi. Dacă este să joace ritecul pe B, bine. Dacă nu... Ok, se dă flash-ul pentru ieșirea, pop flash-ul pentru ieșirea jucătorilor din variantă. Chiron se bate primul, al doilea va ieși Siren, doar că smoke-ul vine acolo pe segment. Gap-ul există, trece Ficu, din păcate pentru Chiron nu l-a văzut, nu l-a auzit. Plantează Ficu, wallpack, doborât la Siren. El o incendiară pentru default cu ricoșeu de aici de la headshot. Așadar 2 vs 2 after plant cu kit-ul la Saci, respectiv Nexus, care se găsește în poziție coborând acolo către rampă. Utilități mai au smoke și double flash cei de la Bad Boom. Smoke-ul trebuie să-l folosească aici undeva pentru zona rampei sau pentru site în sine, mai degrabă pentru site ca să facă ninja defuse-ul. Se dă smoke-ul astfel de către Siren și va ține acest defuse, nu este doar pic. În dublaj verifică dacă este cineva din variantă. Tot încărcătorul Nexus s-a tras, Kito a murit. Flancul în variantă nu se întâmplă, dezavolsează între timp jucătorul numărul 1. Acela de la Bad Boom rămâne fără gloanțe Nexus și cu doar 5 HP Chiron scapă, aduce și fragul și Bad Boom securizează runda cu numărul 10. A murit Kito, din păcate, cred că destul de ușor în fight-ul respectiv, a tras mai bine adversarul. OG acum cu plantul bombei cu tot a ajuns să aibă 800 de dolari în plus de jucător și se pare că forțează. Cumpăr aici. LG Vulcano, bine ați venit, băieți. Mamă, kilos la spatele rău de tot. Aproape 10.000 de like-uri pe TikTok. Nice. Thank you. Apreciez, chiar ajută. E 1-0 pentru Bad Boom. Nu, e 1-0 pentru OG, Andrei. Se vede. Sus. Se vede. 10-9. Liga la Kito și se pare grăbesc pasul, nu prea le place B-ul ăla. Măcar cu un pic de lurk la început de rundă, un pic să facă simțul de prezență, nu mai mult de atât. Mog deep, liheul de variantă, cred că se eliberează acolo și cât să vadă Chiron. Pe mine mă ajută să ia mapa asta, Bad Boom, mamă, Marius. Ia zi, totul până la pariuri este, tot patriotismul până la pariuri. Este Siren, pre-fire, Kito cu Deagle încearcă să-și facă entry flag-ul. Dacă Kito bate un op, ok, e suficient. Larry nu a penal fine. Este 3-2, mai apoi într timp OG, aleg B-ul, merg tare acolo, Magnoez, dă heul în avans, dar nu dă predictul suficient de mult on point din punctul de vedere al timingului pentru push-ul OG. Sunt 4, el este 1 și cu toate acestea elimină un jucător și jumătate, putem spune. Heavy God a dus la 57 pe transferul jucătorului de 19 ani al celor de la Bad Boom. Heavy God în spate, prinde flankerul. Zorte nu-și mai aduce în efect play-ul. Modul putea să fie bine, mersi. Acolo încurcat cu jucătorul care picase cu echipierul său în site. Capul cu echipierului de pe cutii trebuia să-l ajute să rămână în viață, dar mai degrabă este eliminat on point. Și Chiron reușește per total 3 fraguri în această rundă, aducând acest 1 vs 1 împotriva lui Heavy God de partea sa. Și este 11 pentru Bad Boom. OG au plantat din nou cu bonusul de 2400 pe care l-au avut. Se pare că reușesc să achiziționeze încă o dată și din acest moment, până când fac Bad Boom, chiar și 12 pot să cumpere de fiecare dată dacă se face acest plant. Dar pe de cealaltă parte, mizez mai degrabă să câștigi runda cu un om, să ai 3500 bonus și să faci tot un buy pe Galileu, doar să știi că acumulezi runde câștigate decât să faci plantul bombei, să cumperi acolo un AK în plus, dar cam același armament.
Dar pe de cealaltă parte Bad Boom să avanseze în scor. Și problema este că următoarea rundă acumulată de partea celor de la Bad Boom va semnifica map point-ul pe picul celor de la OG. Nu facă băieții schimb pe schimb, hartă pe hartă, de ce? Da, hai pe clutch-urile la greu. Aduce performance. Mulțumesc de 320 de like-uri, băieți. Mă uitați de clopoțel, follow pe Insta, orti.cs. Pe TikTok mă găsați, am postat acolo. Dacă n-ați văzut TikTok-ul cu scandalul de la Major, cu băieții care au intrat pe scenă și s-au luat la harță puțin cu securitatea, aveți acolo pe TikTok la mine un ultim TikTok postat. A făcut 50.000, s-a dus bine. Și pe Instagram Reels să-l aveți. O, ce pop să știi, dă modul cu IP-ului său. Nu știu dacă a apucat Nexus să uzeze neapărat de el, dar tot l-a dobărât pe Chiron. Cred că mai rapid decât venirea, aterizarea acelui flash în zona de explozie. Vine smoke-ului Modo pentru cross stânga. Oarecum rem prospătat pentru că exista unul deja. Cred că și la variant într-o... nu știu dacă i-a picat bine la Modo. Un smoke se va duce din cele trei. Exact cel pentru partea stângă. Oh, să sperăm că nu le va pune bețe în roate asta jucătorilor. Ficu încă verifică varianta. N-au idee dacă este cineva acolo să nu putea să mă incendiar. Va planta până la capăt. Își traduiește viața proprie pentru a asigura plantul. Un trade. Ficu l-a dobărut pe Sinan. 2 vs 2. A intrat bine pe fight acolo jucătorul celor de la OG. Dar și Bad Boom a avut extrem de mult tupeu. Vine Nexus, este la Makara, se face un fake defuse, se dă și smoke-ul. Se gândesc acum cei de la OG că este un ninja, dar nu este activ. Și realizează OG mai apoi, dar flancul lui Magnoes nu e de ignorat. Și-au dat seama, l-au auzit, Heavy God iese, trebuie să scoată double kill-ul. Zort este pe fight direct, îi vede capul la pământ din nou. Heavy God trebuie doar să rămână în viață, dar aparent se arată în fața rusului. Și nici de cum nu-l lasă fără un glonț de 7-62 în frunte. 11-10, OG cu kill cu vai reușesc să aducă runda cu numărul 22. Dar vedeți ce a însemnat smoke-ul acela lipsă pe partea stângă. Bine, oricum venea incendiara la momentul plantului. Bună decizie de la Modo să planteze și să nu se oprească din plantul ăla. De murit, oricum murea sau rămâne la 10 HP și apoi rămâneau fără timp cei de la OG. Bun micromanagement pe situație, pe propria, pentru propria persoană a lui Modo. Regali nu este Luca, joacă Modo în locul său. Regali a primit bench și acum îl au OG în tryout pe Modo, care tot jucător român este. Heavy God. Rimnă pe Nafani. Anti-echo din partea celor de la OG, cu excepția unuia, e Magnoes pe MP9, respectiv chiar acum punem la pe un AK-47. Mai mult n-ar trebui să poată să realizeze, având în vedere faptul că are 4 adversari care plantează site-ul, a reușit să câștige site-ul. Vedeți că în ale cam iese play-ul celor de la OG, în B mai greu. Ar merge acum sincer să meargă B. Dar aș alege sincer să pușez și jucători mid cu jucători mid. N-au trimis OG jucători mid deloc să joace AUL cu player late in mid. Deloc n-au încercat. Bad Boom au fost atenți pentru asemenea situații. La ce se referă lower din titlu? E finala lower variety. Doar că dacă puneam în titlu finala lower, după OG plus Modo în finală, după finală puneam lower, nu mai se vedea în titlul pe scurt de lângă thumbnail în recomandate, suma de 345.000, care este price pool, care este un element mai relevant, știi? Și am ales să pun lower-ul la final. Știu că e un pic mai vag, dar ne dăm seama, își dă omul seama după din mers. Practic, dacă OG bat acum în lower, că este finala lower de consolidare, ei ajung să joace marea finală mâine cu Aurora. Pe ce price pool-ul ăsta un pic împărțit mai bine, că sunt bani pentru toată lumea. Ne vedem la Comic-Con doar duminică, e bine că ajungi și alții. Mare drag, Variety. Ei, ce am zis, băieți, să se joace și midul. Ia uite pe OG. Când la gând, băieții, dar Chiron, OG au mizat pe faptul că îi va acoperi acolo din spate Kito pentru orice pic, dar aparent era încă în cover pe când l-a văzut pe Ficu un crouch, jucătorul de la Bad Boom. Îl pierd pe polonez, îl dobară pe Chiron, care e jucătorul cu 20 de eliminări și Chiron chiar le-a scos clutch-uri, vorba cuiva de pe chat aici. Oameni mid, am zis. Hei.
Dar cine a zis? Stai așa să nu iau. Uite, a zis AXT, ia Kyron toate clutch-urile. Este bine când pică unul dintre jucătorii. Importanța echipei ca și performanță. Bine, restul nu sunt mult în spate. 15 fraguri, au 3 dintre ei cu 5 mai puțin decât Kyron, dar a luat Kyron faze importante. Au fost double, triple kill-uri, poate chiar un quad kill cu care, pe care le-a highlight-uri pe care și le-a acumulat. Zorte l-a eliminat pe Nexus, Nafani pe Kito. Asta se întâmplă în paralel, rămânând Modo și cu Heavy God. 2 vs 3, amândoi dinspre rampă. Heavy God moare, rămâne Modo în clutch. Siren l-a pus la pământ și este map point pentru Bad Boom. OG n-au făcut plantul, bonusul este micuț rău de tot. Își permit ceva să cumpere, își permit să cumpere cât de cât, având în vedere că au câștigat 2 runde consecutive, dar n-au rămas cu prea mulți în viață în runda aceea cu Round Explosion, bă, da, de fapt au rămas chiar cu vreo 3. Și tocmai de asta Modo și Heavy God și cu Nexus își permit să cumpere. Kito și cu Fico, în schimb, sunt la pământ cu economia și va reflecta din toate punctele de vedere firepower-ul lor, sumele de bani pe care aveau inițial în bancă. Și acum se joacă pentru overtime, lucru la care putem să sperăm și trebuie să sperăm. 12 la 11, Bad Boom trebuie sunt forțați aici să capte numărul 3. Nexus în tracking care lasă de dorit, dar primește informația de la Nexus Modo și gloanțele sale merg perfect pe poziția superioară a coechipierului său, Nafani fiind pus la pământ și iată că avem acest 4 vs 4. Egalitate numerică, smoke lăsat pentru rampă, Kito lasă un semnul la întrebării mare, dar care nu știe ce e pe partea dreaptă, în schimb verifică varianta. S-a verificat destul de rapid, dacă era un pic mai în spate, mai câștigau un pic de timp OG. 3 jucători, mid chiar 4. Ficul la înaintare, pe post de mumeală, dacă scoate frag bine, dacă nu, cel puțin jucătorul care le elimine este deja în spray control sau burst și trebuie să reseteze. Apoi să vine rificul din partea lui Heavy God, lucru care se întâmplă un pic târziu, dar e bine că se face fragul pe adversar. Asta rebalansează echipele din punctul de vedere al numărului de oameni. Pop flash-ul la window de la jucătorul care a rămas în mid și învăluie Modo. Primul la push cu acel Galil, îl are în spate pe Heavy God, dar Modo n-are nevoie de ajutor, în schimb Magnoez! Triple kill-ul și este rundă pentru Bad Boom. Iată ce face jucătorul de 19 ani. Domnule, cât de sex a încheiat harta. Harta cu numărul 3 urmează, băieți. Avem Decider-ul și să vedem cine, ce și cum. Nici nu mai știu care este harta după toată nebunia asta. Așa. Avem Ancient, că vorbeam de Ancient, da. Map 3 next, okidoki. A, nu mai zic de mâine, că ne auzim oricum pe harta ultimă care va fi. Uitați de butonul de like, băi, 330 de like-uri să rămână mult de tot. Oh, 35% la Comic-Con, hai că e bine, hai că e bine. Mă, abia aștept să strig acolo în microfon rău de tot. Ce mai faci, mă, creativity, mă? Bine te-a găsit. Mă, ce cu melodia asta? Ia să dăm aici, epidemic. Bună seara! Mouseface. Ia să vedem ce va fi mâine aici. Wow, câte dueluri au avut echipele, da bine. Una, două, patru meciuri în 2023. Au jucat în noiembrie cât pentru un an întreg. Pentru 100 ore, mamă, creativity, mă. Așa mai degrabă îți dau un premiu să compensezi pentru sigur câștigai un locul întâi până acum, nu? E primul meci, e a treia hartă acum, Bogdane. Da, 13-11-11, ce mai face Eli?
Bine, și eu pe aici nu mai tradeam mult. Fai, da, asta e întrebarea. De ce? Glumesc, bro, glumesc. Ți-a mai apărut live-ul necomandate? Că am o problemă generală cu chestia asta lately. Ia, stați un pic. Bum, bum. Ia, mă mor pe gâz, 2024. Alone, 42 de luni, am zis că mai trec și eu pe aici. Mulțumesc, Alone, pentru membru. It's the start of a new year, so as usual, here's my obligatory upcoming MMOs video where I talk about all the games that could release in 2024, but realistically will be perpetually pushed back until all the hype for the game has been bled dry. Whilst 2023 was a decent year for new MMORPG announcements, we didn't exactly see 2024. Player created settlements. The building in this game looks absolutely insane and is available. Nu știu, câți dintre voi vă jucați MMO-uri pe chat? Eu aștept să iasă Throne and Liberty pe Europa, să mă joc, că nu mai am niciun MMO și Ashes of Creation. The upcoming Riot și Riot MMO. Trebuie să scoată un MMO. The main reason there's so much hype behind this game is due to Riot Games' amazing track record of having every game they've released turn out to be very successful, as well as appeal to a broad audience. With their According to Ghostcrawler, they want to bring back central pillars of the MMO experience, such as playing with friends and building a community, as MMO made an Unreal Engine 5 that will be available on both PC and console. This game looks absolutely stunning, and the recent gameplay trailer is quite promising. It includes classic fantasy RPG classes such as Archer, Warrior, Berserker, and Mage, but it also introduces guns, hammers, and, as the game's name implies, various time-bending abilities. Chrono Odyssey kind of gives me BDO vibes with its graphics, MZ4 release in the West, published by Amazon Game Studios. Before the official release, the game underwent a significant combat revamp in response to negative feedback from the closed beta tests. The updated version of the game no longer includes autoplay, features a more dynamic combat system, and takes a more traditional approach to MMO features. It's basically like a modern version of Lineage 2. To the surprise of absolutely no one, the game is obviously pay to win, and will likely see a Western release in the first half of 2024 on PC, followed by a console release in the near future after the acclaimed yet controversial MMORPG. Arcage 2 takes a bold new direction from its predecessor by moving away from large-scale faction-based PvP. This shift apparently reflects the Western market's preference for action-packed single-player console games. The primary focus for progression in Arcage 2 will now be on single-player content, while still trying to be far ahead in its development cycle. Judging from the trailers and various beta Perfect New World has a hybrid combat system with animation lock, features four different gender-locked classes, and has a mix of PvP and PvE content. The general feedback I saw from this game's playable tests were somewhat mixed, but the game does look really nice visually, and it's still in development, so there's time to improve. I'd expect a full release for this one sometime in. Besides the MOBA-like combat system, you still have your classic MMORPG systems. The game had a beta test fairly recently, and fortunately I didn't have time to play it, but next beta test I'll grounded fantasy world parallel game to Warframe, offering similar gameplay features but with a different basically by the combination of weapons you'll be able to have your own shop in the world, play mini games and board games in taverns with other players, explore secret dungeons filled with Protocol. The game had a bit of a bumpy release in Japan, but I can see that the game could be fairly successful in the West as system. It features a crafting and gathering system, quests, and various. This game was announced in 2019, and PA has been radio silent ever since. What the fuck Crimson is this, Desert man? Was delayed for 5 years and tuned down from Bro, an MMORPG to a single-player game. I can't promise you that this game will ever come out, and if it does, it might be a rhythm game for all we know. So don't expect this before 20. Changes. After transitioning to Unreal Engine 5, the game will now be run by live staff called Tomb Masters, who
very clear that this game will never be released, and the studio behind it is just working on an engine to sell to other developers. What's mind-blowing is that even after being in development for more than a decade, and still figuring out the very basics of the game, the studio has recently received an additional $15 million in funding from investors. Unbelievable. But that— what the fuck? Money laundering. Balkanian Cats, pagina... Deci asta, ia ziceți-mi ce părere aveți de asta, deci Ashes of Creation gameplay. Ce părere aveți de asta? The time are the incentive to ancient magics within can be reassembled with other pieces. Okay, cool. Nu arată așa bine gameplay-ul ăsta. So sorry, I was talking about the conflagrate. Yeah, so one thing you'll be noticing a lot on the mage is I'm throwing out different elements of projectiles, like here's a fireball, and then after that you'll see... Balkanian Cats. Wow, ce curte frumoasă aveți. Sau are, în fine, scuze. Nice. Drăguț. WoW vibes? Kinda, eu n-aș putea să joc WoW. Că n-am jucat de când eram mic și atunci pentru mine nu e așa sentimental, știi? Am nevoie de ceva grafică mai bună, din păcate. Știu că gameplay-ul e foarte bun. Asta da, joc metin pe steroizi. Trailer, stai să dau trailer gameplay. Știu, când zic asta, supără pe mulți care joacă WoW de mici sau de mult timp, dar nu e la fel dacă nu te-ai jucat să te apuci acum. It's not the same. Dar arată basic rău de tot jocul acum. What the fuck? Bro, what? Ai, acum 2 ani. Era slăbus rău de tot atunci. Between you and a hostile target, and people are strategically minded player. Very nice. That looks thankfully. I hope not, but if I you open up. Ia uite cum se schimbă sezoanele. Super tare. Efectiv, într-un meme o să se schimbe sezoanele, îți dai seama? Anotimpurile. În același loc. Treci prin iarnă. A, păi așa îmi place și mie, îmi place mie Noob Gamer, îmi place cu spell-uri multe. Bro, cum să omori mobii ăștia? It's too cute. Mie te omoară pe tine, ai partea a doua. Damn, son! Da, ăsta acum, Throne and Liberty. Throne and Liberty beta. Trebuie să fie și la noi content, că el, dar nu înțeleg de ce. What is up, ladies and gents? We are. You can get green recipes from. It's better to save material than giving up on the game. Don't rush. Enjoy the game while it's fresh and new. Getting to the end game is essentially. Okay. You also lead a team, right? And. This is not something easy for people. Correct, a lot of people, when they look at esports and when it comes to an IGL,
There's a lot of things that goes through. N-are chef n-afară de interviu ăsta niciodată. If you would want to tell a message to the people watching, right? If they are trying to become an IGL or a player, what that would that be? Actually, being IGL, it's a hard work. And the community usually don't really understand how it works, as far as I usually looking at statistic. But as far as statistic saying nothing about the team game, it's kind of like hard to explain. Because, I mean, it's one of the toughest things ever you could do in CS, as far as you always have to communicate with the people, even if people with disagree people. With you, you have to explain them why the tracks right, come are coming from the ducks. Find some no, the ducks are coming from the tracks. It's always pretty hard. So. Da, pe Amazon, pe ăla era super șmecher. Trebuie să faci multe. The world is changing, but one thing remains the same. Victories with 1x bet. Reclamă scumpă. Welcome back to Sky Esports Masters, powered by AMD. The final map of the day. It's been a long day. Three best of threes. Yeah. And we're going to be having a map of it all. And OG never like to make it easy on themselves. Never a 2-0 when OG's around. Yeah, they don't seem to really... They haven't seemed to really pick up what's wrong with the Vertigo, right? The C side was very, very lackluster. And a lot of these T sides as well, which you saw. I mean, I'm sure, like, you know, they would have figured this out after this tournament, you know, once. But if they do win this and they're heading to tomorrow, they should be aware of the fact that the T sides are just so cum am ajuns să zic pe face? Tot eu nu știu exact, nu mă grăbesc. Când o să am premiile cum le vreau eu. Da, trebuie să ai timp pentru un MMO. Trebuie să ai timp mult. Sincer. Is usually, I mean, he's really price long 345,000. So out of sorts. Mare. Yeah, Michael Jez was again the key for Bethlehem. I think he just won so many important rounds for them. Even that last round, he secures the triple kill in such stylish fashion. Yeah, his sprays are just something to marvel at. I think he's really solid. Yeah, 100%. And his very FPL-esque style, right? He's running at people and taking fights and making it look very, very convincing as well. And yeah, for OG. Oh, în pandemie trebuia să mă joc cu un MMO, jur. Zăhășjur. But for Bethlehem, you know what? It's a bit of a win, the fact that they're able to bounce back from what was just basically da, a venit la momentul oportun. Capitulation on their map because Mirage. O dragadiță. The fact that they're able to bring this one back on this map and take us to map number 3, something that should definitely instill a little bit of confidence. It's been a long day for Nafni and his boys, and we can close it out here in map number 3, I think. It's going to be at least a happy ending here on Saturday. Yeah. Nafni and his boom boys. We'll see if they're able to get anything done going into boom this boys. Final map of play. Yesterday we seen one of these series pan out, and it ended up being a real fast final map, if you remember from Big. The third map in these close series can sometimes just be an empty. Ready, boys? Yeah. We'll see if that is the case here. So, Chiron 20 kills. He's the standout player presented by 1xBet, 1.09 rating. Chiron has. Să nu uitați când aveți în descriere. I think he can. CS Money cu D-Market. Dacă vreți să cumpărați skin-uri mai ieftine ca pe Steam Market, sau să vă vină skin-uri pe bare, aveți aici D-Market-ul și pe CS Money. We keep talking. Pe CS Money aveți, puteți să faceți trade cu skin-urile voastre pe alte skin-uri. Aveți link-urile în descriere, poate vă ajută de unde să vă vindeți skin-urile safe sau să cumpărați altele mai ieftine. Helping out his captain the long 25-30% reducere. Multiple times managers having a Chiron s-a mai umanizat un pic că n-ar Zote and Moto, I think both had some pretty cool moments overall. A lot of duels, you know, head-to-head duels as well, which is something you don't necessarily see quite often with the AWPs.
coming into play. We're going to take a look at some of the highlights here. This armor is very important. It was 9-10 here, and this retake, this heads up play coming up from Chiron, just running on in, taking down the T's on a post plan, and you can take a look at the scoreline. Pretty solid kill spread as well for BetBoom, right? Just 5 the difference between Chiron on top of the leaderboards and Nafany at the bottom. And for the side of OG, we actually had 3 players over 20 kills. Well, for BetBoom, it was only 1, but Keto having a bit of a quiet affair there. Yeah, had a very quiet affair in comparison. He had that one big 4K round as well. Other than that, that was insane. Don't remember too much from Keto on Vertigo. He'll be hoping that a reset of environment will end up being a better time for him. Ancient, though, I feel like we're going to see a better Heavy God. He was actually ended up with a decent scoreline at the end of things. It's just the CT side, man, he really struggles on. And even on T side, he was giving away too many openings on B. Yeah, for Heavy God, look, again, when it comes down to just taking duels and being working with a team or whatnot, it's really, really solid. And even the CT size, we saw him on Mirage, for example, on the A bomb side working with Keto, he was looking really, really comfortable. It just on Vertigo on the B bomb side, and again, it's a bomb side where you know you can't be too aggressive, you can't get caught off guard, and it's really hard to, because of how the bomb side is constructed, you know, when you're facing a team who knows what to do with utility and how to approach a bomb side, it's very hard to get a multi-kill. And I think that's where he's struggling. And I feel like it's the same conversation we had with Donk with the side of Spirit as well. Maybe he would be better off playing towards mid as a rotator or whatnot. But Fiku's pretty good there. I think Fiku's really solid playing the mid window position and the B support. Fiku. Yeah, he is. Fiku has been really solid actually on Vertigo. I think he's consistently dropping 20 kills every time they play this map. Well, we're about 5 seconds away from getting into the action now. I don't know who I've got winning this now, but I think I'll slightly side with OG. I'm going to say with OG as well, you know. That was a heartbreaking close loss right there. You can see, you know, Modo and Heavy God is trying to hype up the team. Fiku's forehead. And Fiku's forehead. Such a nice hairline as well. Yeah, good job, Fiku. A lot of effort being put into that. Oh, they just didn't black hole on spot, eh? La, not funny. Ready, guys? Let's go! Ne dregem vocea pentru hype-ul care are să urmeze. Pregătiți? Haideți! Nu uitați acolo de butonul de like, ajută foarte mult. Avem în continuare harta cu numărul 3 între OG și cei de la BetBoom. Merg pe 0 pe 250-uri. Utilități la Fiku și Keto și nu au cumpărat niciun pistol în plus. Concentrează economia pe utility. Partea cealaltă, cei de la BetBoom au defuse kit. Nu? Nu? Flash, Navani și atât. Și a cumpărat Olbertas pentru Magnum S. Fără defuse kit. Consideră că nu se va ajunge la plant. Hai să vedem. Sau dacă se ajunge vor face retake-ul în timp util. Ei bine, în momentul de față, cei de la echipa OG ajung în rampă destul de late. Nu s-a verificat de către BetBoom, dar au participat aici în proximitate și Magnoies cu cele două Arberetas. Oh, ce glonț! Către Keto la distanță foarte mare pentru acele pistoale. Vine mai departe Siren cu setul numărul 2. Au fost două seturi de două Arberetas cumpărate. Practic, cei de la BetBoom aveau 4, ia zi, 7 pistoale care lucrau pentru ei la 5 jucători. Este 1-0 pentru echipa condusă de către Nafani. Un început, din păcate, cu dreptul pentru echipa de pe partea de CT. Dacă nu minus fi cu plus sound, atunci minus Keto plus sound, nu? Păi și cine ți rămâne IGL? Că n-ai pe nimeni cu IGL capacity. Și să-l pui pe Fiku să-ți facă IGL? Nu cred. Nu cred. Câți jucători mii de OG împreună, toată lumea, Siren, double kill, Zorte încearcă și el să-l prindă pe Nexus din apropiere. Ar trebui să nu pice nimeni de la cei de la BetBoom, cum arată situația și într-adevăr nimeni nu este eliminat. 2-0 pentru cei de la BetBoom. Modo, nu, cred că are Modo IGL capacity să fie și AVP. N-a făcut asta până acum. Ar putea să încerce, dar ar fi fix situația lui Keto, anume să ai un IGL fără experiență și n-ai rezolvat nimic și Modo n-ar mai fi la fel de performant. Se cumpără de către OG. Barul care are loc, Zorte. Smoke-ul a venit pentru rampă deep, dar deja OG vor trece de utilitatea respectivă. Casează destul de mult damage de la Hemodo.
Încearcă și midul, trec de partea cealaltă smoke-ului. Smoke-ul de top mid este și el prezent, așadar Zorten nu poate să facă mai nimic, dar a fost aruncat încă de la unde, așadar Nexus mare cover-ul. I-a prins, l-au prins în dubla aici Kyren cu Siren. Unul este eliminat, al doilea face fragul. 3 dolari loc, 4v2, OG cu avantajul numărului de oameni va trece de smoke-ul respectiv. Zorte în City, de fapt dinspre City, pe culoarul din spate, square site, cred că-l dobară pe șutul în zona centrală. Nu, Hito s-a opus. Apoi vine camera pe Siren. Bine, eu aș fi ținut camerele astfel față de observer, dar ceea ce contează este faptul că Bet Boom nu câștigă runda aceasta și OG deschid și ei partea lor de tabelă. Este mult de muncit, dar trebuie să speri neapărat că pot să ajungă în această finală, pentru că în acest moment, ca și coach, aș spune, păi, gândiți-vă și la bani. Anume la faptul că premiul 1 este de 105.000 de dolari. Este un premiu foarte... foarte stufos pentru echipele care au fost în acest turneu și pentru performanța lor pe ansamblu, așadar au avut șansa lor, sincer. Kito, nevoie să meargă în cabi cu numărul 2 incendiari care au venit acolo în el. Se pușează midul, vine Wind of Siren, va fi fix în flancul lor, dublajul este realizat, dar foarte târziu. Kito nu trebuia să moară, respectiv Kito primește flash fenomenal. Magnoies cu flash-ul grupat de la Nafani, prinde acolo la grupaj și... jucătorul cu numărul 2, Modo, care îmi face double kill-ul la mid și pe cât de repede s-a dus runda anterioară pentru cei de la OG. Iată că cea curentă, tocmai jucată, se duce departe celor de la Bad Boom. Aici Bad Boom nu le-a oferit respect playerilor de la OG și neapărat acum trebuie să reacționeze coachul, care să informeze că trebuie să aibă grijă. Edile la sunet, e de la producție un pic, da, nu mai este sensabil. Mai simte cineva delay la sunet? Da, e un pic de delay. Da, n-am ce să fac, de la producție. Da, e de la producție. Răzvan, scuze, s-am americanizat numele Maxi. Da, e direct, n-am ce să fac. TikTok vedeți că închidem, că iar avem problema aia, o să dau mesaj către TikTok și rezolvăm noi cum o fi. Așa. Este... o rundă care neapărat trebuie să fie un pic mai atent jucat. Ia, Magnoez vine pe capul acela. Modo ținea, dar cumva Magnoez i-a furat fața la propriu și l-a figurat. Rămâne foarte pușat acesta și este pus la pământ de către Kito. Heavy gat cu deagle-ul ăsta. Trebuie să ducă un heavy bullet către unul dintre jucătorii de la Bad Boom, care se pare că se retrag și asta le dă un pic de spațiu de manevră celor de la OG. Dar pe de cealaltă parte, Bad Boom chiar merg și mai mult în spate. Vor juca la pre-take runda asta, în sensul că trimit doi jucători, cei doi jucători de B în retragere, cheamă întărire dacă este cazul. Nafani poate să rupă, dar al doilea nu va face, nu păsăriște astfel. Trei care a avut loc, îl dobară Nexus și pe Siren. 3 versus 2 și ultimii doi jucători din partea celor de la Bad Boom vin de pe window. Jucătorii ruși se apropie în continuare în duo pe rampă. S-a dus la Wood, Heavy God, doi jucători lung, primul se bate, al doilea face refragul sau și țin și spatele în același timp. Cumva realizează acolo o acoperire la 120 de grade, Heavy God este eliminat. Dacă se bate, Nexus nu se va aștepta la picu, exact ce spuneam. Acum nu ai o surpriză pentru Kyron și trebuie să iasă prin fire, o face, l-a scos pe Rus din joc și este rundă securizată de către OG cu Q cu Vai. Tata, așa să dau un mesaj producției că... joacă și la Rio, dar trebuie să joace și la Rio. 3 la 2. Triple MP9 pentru Bad Boom. Adopt aici tot ce le-a intrat. Intră pe tot ce pot din punctul de vedere al Kito, frac pe Magnoes. Aici în zona centrală. A bătut în window pe acesta. Cumpără tot ce pot, dar pe runda următoare tot se află pe probleme economice, așadar fac 3-3 OG aici, scorul de 4-3 vine aproape implicit pentru aceștia. 3 jucători mid, Nafani a revenit înapoi pe zona interioară de la Citah, este prezent Kyron alături de el. Atâtea să încerce și Donatus cu tot mid. Hai OG, un pic de tupeu.
Wallbang-ul a fost continuat de către Nexus. Se sparge smoke-ul momentan. Vin Red Room, Zortinus Aire, nu! Merg spate B, unul ar trebui să rămână acolo. Poate chiar dacă merg până în B spate să țină de la depărtare jucătorul de pistol. A murit Nafani, intră peste ei în Cheetah. Și acum au confirmat zona aceasta cei de la Bad Boom, dar încearcă să le vină în flank. Pașii lor s-ar putea să fi fost auziți. Este Modo care vine de pe rampă ultimul. Putea să rămână acolo spate, dar avea un molotov de aruncat și apoi revine B în poziție. Molotovul său asigură că spatele B-ului la square nu va fi luat control de către Bad Boom D foarte devreme. Zorte eliminat de către Heavy Guard, jucătorul extra stânga. Siren l-a prins în căzătură și chiar dacă Heavy Guard se întorcea acolo în căzătura respectivă, șansa lui de a face fragul era 0. Mai vine Modo aici, dar din top mid Nexus este mai rapid. S-au mișcat repede OG în a vâna pe ultimul jucător de la Bad Boom. Și după cum spuneam, odată ce vine această rundă cu numărul 3 pentru OG, cea cu numărul 4 poate vine implicit, dacă nu cumva fac o magie Bad Boom pe un Eco, bai, poate niște pistoale de colo-colo pe 250. La Siren, Zorte rămâne la 2700, cred că, pentru a maximiza posibilitatea de a achiziționa AWP-ul. Mamă, ce fresh ești! Adică, la ce te referi? La Fade Dregari! Deja are două zile Fade-ul ăsta, nu mai e la fel de fresh. Am găsit un barbar bun la, în București, era să zic, doamne, în Cluj. Fade-ul. Dar am urcat un pic, mi se pare că, adică am urcat din mid-fade, un pic către high-fade, că așa mi-aș fi făcut, dar... Wow, Modo, ok, anti-eco, s-a farmat aici rating, dar nu au fost ace-ul, păcat, Zorte n-avea armură, trebuia să fie headshot din partea lui Modo și era ace-ul, 4-3 rundă pentru cei de la OG, dar el face 4 fraguri, avea 0 cu, da, sunt primele 4 fraguri ale lui Modo, n-avea frag până acum, aș fi zis că farmează niște... rating, dar mai degrabă își pune ratingul la punct. Mulțumesc, Regal. O să-l cobor un pic ca să fie perfect. Da, omul chiar tunde super bine. Dacă sunteți din Cluj, vă recomand cu mare drag Steve Barajos Calini. Un singur rile, spuneți că veniți din partea mea. Zorte, dă-mi pe Ticu, să dă heul mai departe. Zorte, după cutie, flancat de către Kito. Smoke-ul pentru CT s-a aruncat. De asemenea, este pentru donut-ul și molotovul. Din pe interior vine Kito, prea mulți adversari pentru el. Modo are gap-ul acolo ținut, dar înainte de orice dă un smoke. Sincer, mai bine ținea acolo, dar acum, dacă ies cei de la Bad Boom, vor ieși în total dezavantaj în fața lui Nexus. Putea să face ceva pe gap, să aibă timing cu el. Sunt mulți jucători care pic astfel, de exemplu, acum Heavy Guard, în alte circunstanțe. Este eliminat de către capitanul, pe adversă face picul Modo. Ratează Nexus, acum trebuie să activeze. Nu se uite nimeni de aici, după cutie, înspre el. Va primi acolo damage la wallbang de două utilități pe care le are. Se face încă un defuse aproape Nexus. De un transfer fenomenal în Modo, scoate Glock-ul și pistolul în arma lui secundară încheie această rundă, care era un haos total, cumva un haos relativ controlat de către aceștia, de către echipa sa, dar Bad Boom au fost desperiat. În momentul în care au dat smoke-ul la templu și au văzut că nu mai iese nimeni, chiar au mizat, cred că, pe faptul că nu mai încearcă de take-ul Bad Boom. Dar era echilibru la numărul de oameni și Heavy Guard a verificat, cred că CT-ul s-a trezit cu mare glonț în cap, 3v2 Bad Boom deja și au trebuit să recupereze Nexus cu Modo. Mă rog că nu a tras prost Nexus pe de cealaltă parte, că n-a fost verificat rapid acolo după cutie, s-au concentrat băieții. Fece Băncuța, mamă, da, aici vezi că a zis, nu știu dacă tu ai zis Regalii sau a zis un băiat pe chat, a mai zis cineva cu vreo oră că Regalii joace la FC Băncuța, dar e funny, n-am ce să zic. O să facă Regalii live în perioada asta următoare, dacă până își găsește echipă. Deci dacă vreți să-l urmăriți, vedeți că aveți canalul lui, dați click pe el, dați go to channel și mergeți pe canalul lui și îi dați subscribe. Până una alta, nu se prinde aproape niciun frag de pe runda asta. Vă dau link-ul. Link-ul lui Regalii aveți acolo. Tu ai zis Marius? Aaaa. Ok. Deci înseamnă că Regalii ți-a dat-o un pic așa. Da, el a zis pe ce băcuță, am văzut cum, dar eram pe Face. Și a zis înapoi, gata. Under the belt, Marius, ți-a zis-o. Tu poate ai zis-o primul, dacă mai el ți-a zis-o înapoi, că nu te așteptai. Bă, da, mă duc în locul lui Regalii. Regalii.
Glumesc eu, Marius, acum. Încă 30 de like-uri până la 400, băieți. Dacă bine voriți, Nexius, grijă mare cum ești Smoke, se duce Smoke. Na, 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 Chiron, Chiron. Primul glonț de test, aude acolo splash-ul și mai departe trage Ticu. No, aproape să fie eliminat aici. Un pic de delay la sunet, dar nu prea avem ce să facem, băieți. Asta e de la producție, 4 vs 4. Ficu trece foarte cel văzut pe gap. Nu e eliminat, se dă o șansă în plus. Dar dacă este la aud, va fi in a funny. Mai stai în viață, Ficu, puțin. Mai stai în viață, mai stai în viață până se joacă aul ăla. Perfect, e perfect, e perfect. Ține aici în loc doi jucători, cel de la Cheetah. Oh, ce-a și scăpat. No, e pe shift. Nafal îl prinde de pe rampă. Rămân cei de la OG 3v4 și nici măcar after plant. Încă n-au reușit să planteze. Îl bate Modo, no fangle, pic pe zorte. Polarul, celul de la Bad Bun, ține-a deja. Și ho-ho, l-a scos și pe Siren. Flash, doamne, 3 eliminari. Modo 4. Modo bate tot. Voia să scoată și plantul dacă se putea. 7 la 3, instant tactical timeout din partea celor de la Bad Boom. Băi, am pușcat, n-am ce să zic. I-am pușcat. Frumos. Frumos. Păcat că n-a fost camera pe el mereu. Păcat că n-a fost. Păcat că n-a fost camera. Wow. Se tras. Pa, ce l-a bătut pe zorte acolo. Stați că... Mor. Bine, bă! Cred că i-am făcut spam, sper că n-are activate. Niciun jucător n-ar... Niciun jucător pro n-ar trebui să aibă Steam messages activate, dar... Cum a fost în tur, da... Băi, mexicanul, eu zic eu că... Oi fi o tur de anda, e jale, e rău de tot la... Cum s-a ajuns... Ce e pe acolo? Zici că era junglă, fratele meu. E junglă. După ce ai trăit în Cluj și în București, să te întorci acolo, fă, o să zic oricine că ai uitat de unde ai plecat, dar e legea junglei. Hit-o și cu Ficu, două frag. I-a lansat runda asta pe OG. Face pe care putea să prindă linia, era low Kito, într-adevăr, l-a dobărât pe acesta. Runda greu este mare. Oooo, cât damage a Nexius. A tras-o pe el la greu. Heul ăla vine cam deep. Practic era cineva window. On point Nexius, Siren. L-avea un off-angle pe Nexius. Un pic de avantaj acolo era pentru el. Face upgrade-ul Zorte. Bomba vine late. Să n-aibă gând Zorte cumva să meargă direct acolo. Dar ar fi auzit. Până dacă mergea cu misiune, putea să iasă pe shift în spatele lor. Pardon, mă scuzați. Acum l-a ieșit în spate. Cam așa, acum era timing. Poate un pic mai repede. Se uită modul spate. Dar o secundă, de o secundă de neatenție e nevoie. E ca Iron Sight. Au un hey, au Mori la heavy guard. Hai că default trebuie arunca Moriul ăla. Asta zic. Asta zic. Bine, modul bate pe Chiron. S-a dat. S-a blocat un pic serverul când a făcut modul fragul. Plantează Nexius, trece mai departe și veghează. N-au smoke pentru donut, dar sunt 3v1 aici. Doar greșelile poate să pot să-i mai aducă în luz. 8-3 pentru OG, nice! Nice, nice, nice. Voi să votați acolo pe cea dacă ajungeți la... dacă ajungeți la Comic-Con. O să fiu cu Antonia, stage host, la scena de gaming. Nu știu, să văd cum o să fie. E vreo hartă, ar trebui să fie. Comic-Con East. Comic-Con România. Linktree. Tickets. Terrorists win. Comic-Con România. East European. Așa. Calendar cosplay. Băi, o hartă, ceva. Event map, așa. Nu este clickable, what? De ce nu este încă gata? Ah, păcat. Deci o să fie un stage de gaming e-sports combinat. N-am înțeles exact cum o să fie încă, că n-am și eu toate detaliile, dar o să fie acolo lângă standul BRD, standul Samsung
Și la BRD o să fie CS2. Din câte am înțeles o să fie mai multe PC-uri unde o să puteți să vă jucați. Eu cu Antonio o să fim peste tot și pe scenă o să prezentăm ce intră acolo. Nu știu dacă o să fie ceva competiții sau o să fie ceva echipe care joacă, dar o să vă auziți că o să fiu cu microfonul acolo. Dacă a făcut show băiatul astăzi, Jerry, ăsta, băiatul, hostul de fapt ăsta de la Chengdu din China, dacă v-a plăcut, hey, un pic așa cu... cum a făcut cu Nico. Let's go! O să mă auziți, o să vedeți. O să fie show. Da, strong OG pe Ancient. O pauză tehnică momentan. Abia aștept. Sper să fie ceva de prezentat la modul că intră ceva jucători pe scenă, ceva... Ah, dar nu știu dacă pot să vă zic. O să fie Enigma... Hai că n-are nimic. O să fie Enigma Galaxy. Ana, cu colegele ei o să fie la Comic-Con acolo, la ceva stand. Din câte am înțeles, așa am înțeles, vă dau eu spoiler. Deci dacă voi ați întâlniți pe Ana sau pe fetele de la Pigeons actualmente, Ex-Nigma, ia suntem Pigeons, deci dacă vreți să o combinați pe Cat, pe 20 sau pe Tori sau pe Zaz, aveți 3 rusoaice cu o suedeză și cine știe, poate voi să o combinați ceva acolo. Așa, deci... oh, trebuie să pregătim speech-ul acolo, abia aștept. Au bootcamp în București? Aha! Au bootcamp în București. Dar de ce bootcamp în București? Că nu... Au playoff-ul acum? Ia stai, știu că au și meci mâine. Mâine cu un Impact. Da, mă, au playoff-ul. Le-au bătut pe Navy Javelins astăzi. Joacă mâine cu un Impact 19:30. Paia Tuesday și Grand Final. Și e locul întâi $3,500, dar n-au slot nimic. Aia e European Pro League Female Season. Aha. EPL. Gata, am înțeles. Credeam că este SL Impact-ul. Să vă bag și eu vorbă la fete. HD League, dacă te băgai și tu să scrii pe live în ultimele 5-6 zile până a fost vorba de fete, poate-ți băgam o vorbă bună. Pus un level 10 la Polyfest, găsești la mine la Academie, Mihai. E greu cu 20, nu știu. Aaa, te-ai documentat, Honor? I see! Ai intrat acolo în research, ha? Misiunea imposibilă, ha? Pentru 95% din alți îndrălăi. Da, problema numărul 1 e că nu prea are poze cu gagii cu ei. Aia e problema numărul, nu știu dacă... Sunt mulți de acord cu fetele care au oareși ce carieră de streaming, YouTube și așa mai departe și nu se postează cu iubiții sau nu fac publică relația pentru a avea expunere mai mare pentru like-uri, că vă dați seama că în momentul în care un băiat de pe internet random știe că streamărița lui preferat a intrat într-o relație, zice, aia ce îi mai dau eu like pe asta. Dacă are un dubară pe Nexus, 4 vs 2. Zorte cu trade-ul, modul rămâne ultimul în viață, nu vs 4, dar sigur, asta este alegerea ei și a lui, poate el nu vrea, cine știe. Modo scos, Chiron este ultimul 8-4. Again. Heads up, dacă e alegerea lor și mai departe și dacă își doresc. Dar sunt unele fete care, efectiv, le zic, bă, eu nu mă postez cu tine, că altfel vezi că îmi scade impactul meu pe like-uri și așa este, na. Am văzut asta la o grămadă de streamerițe, fete, etc. De când nu mai sunt disponibile, scade engagement-ul. Contra Costi, ești dispus, Honor? Ce scheme ai acolo? Hai să vedem, 8-4. Jumătate cu numărul 2.
reușesc acolo să câștige destul de rapid ultima rundă băieții de la echipa Bad Boom în încheiere după un streak de 7 pe care l-au acumulat băieții de la OG. 12 like-uri, 12, pardon, like-uri pentru 400 băieți. Let's go! Hai cu pistoalele. 3 runde, le aruncă ei. Flash? E pop flash pentru interior. Bad Boom merg în A și este doar Fico acolo. Pardon, Nexus în depărtare. Ar trebui să stea aici maxim să scoată un jucător la cross și nu va vedea nimic la cross, crossul respectiv, având în vedere că este... Smoke-ul deja aruncat în față. Hai să vedem pe băieții de la OG Retake, la pistoale. Va fi interesant 5v5. Splitul. Aoleu, cât de ezitanți sunt momentan. Aștept oare să ducă smoke-ul ăla? S-a epuizat. Cel puțin pe minimap. Trebuie să expire și în realitate, așa este. Da, cu un jucător tempo care va veni late. Se bagă acolo direct peste ei, doar că trebuie să fie o muncă de echipă. Fii cu double kill. Trebuie să meargă pe triple, dar rămâne fără gloanțe. Kito cu trade-ul. Smoke-ul se dă pentru site. Diffuse-ul va urma. Are diffuse kit. Modo trebuie neapărat să-l țină în viață. Siren trebuie să fie ținut la povești cât mai mult. Moare jucătorul nostru român, dar rămâne fără gloanțe și Siren și diffuse-ul. Are loc. Plantul în schimb s-a făcut de către Bad Boom și vom vedea din partea acestora forsul pe runda cu numărul 14. Important este că totuși OG se apropie cu o rundă la distanță de acest double, de acest scor cu double digits pe ecran. N-a făcut fragul Modo, nu l-a ținut, a făcut acolo niște shoulder pick-uri, a încercat să câștige cât se poate de mult timp, dar n-a fost suficient. Ceea ce a câștigat runda pentru OG a fost faptul că n-a nimerit gloanțe de jucător de la Bad Boom și că a rămas și fără de gloanță pe încărcător. Nexius, superbă oportunitate aici. Navani cu Chiron în smoke la ieșire din flash. Flash-ul au luat și ei, flash-ul au luat și Nexius. N-a apărut pe flash assist, dar erau acolo cu mâna la ochi. Da, tot e derby, Zaha, așa este. Uite, l-au pompat, am un jucător pompat pe AK-47. Într-adevăr, armură mică, o țintă ușoară pentru un jucător. Care aproape să nu mai existe. A secat 1 HP, a rămas fenomenal, dar o șansă la viață îi se dă din nou jucătorului de la OG. Din punctul de față Nexus, dar dacă dă un pic de damage către unul dintre adversari, este absolut perfect. Gata, mă băieți, gata, v-am făcut, v-am găsit content extra la Comic-Con, deci nu știu, o să vă anunț exact toate activitățile pe care le aveți. Dar să ne întâlnim acolo, să povestim. Și poate jucăm și ceva 1 versus 1 undeva, să vedem ce activități avem. Da, dar nu poți să joci 1v1 mă, acum pe CS. Mi se pare o prostie mare. Nu e zonul, Siren, al doilea, unde pe ăla e destul de tricky la capitolul... control. Rămân totuși 3 versus 1 cu Nexus încă în viață. Nu Nexus, dacă poate să rămână în viață, e perfect. Fenomenal, a tras Siren pe Modo. Românul nostru nu a apucat să trimite cum cred că spre Siren. Nu a uitat exact la HP-ul său, dar are 7. E fix Nexus primul în ordine. Deci depinde cine trage primul. Aici se face diferența. Nexus, da, vei fi tu primul. E fake, dar Siren se uită cete. Upgrade-ul pentru arma jucătorului de la OG, belgianul. Și este 10-4. Da, măi, nu știu, e... Efectiv, să nu poți să faci un server hostat pe, de unul dintre jucători, cum era pe CSGO. A tras Modo 10.000, 11.000 de euro pe dreapta oare. Te refer de la turneu HD League sau salariu? Că și salariu, undeva pe acolo, cred că s-ar putea roti. Nu știu, cred că ar începe, cred că ar începe cu un 7.000, 8.000 de început. Clar mai mult oricum decât avea la TSM. Da, price pool cam pe acolo ar fi, cam nu știu dacă erai când am făcut calculul, dar nu asta e finala mare. Finala mare este mâine de la ora 19. Hero AK, Hero Galil, da, da, tot undeva pe acolo. Putea să fie și Hero AK. Avea bani, dar trebuie să-și lase 900 ca să aibă pe runda următoare cu bonus de 2900, ca să aibă pe next round dacă 47. O să joci 5v5 LAN acum, se joacă clienții în Nexus, nice! Ah, da, și când am fost eu acum vreo... Prin noiembrie se putea. Are Chiron AK? N-are. Pe 250. Da, Waker, exact. În seara asta a trimit premiile de la turneul meu. Modul ăla e pe Siren. Modul ăla dobor pe Zorbe. Modul eliminate către Chiron. Din păcate, rămâne pe Galil acesta.
De la Quick Perus. Să fuge cu bomba. Beul e luat între timp de către Bad Boom, dacă observați. Și stau de ceva vreme aici în așteptare. Se duce smoke-ul, l-a scos ficul pe Magnoesc. Hit-o om stânga. Se aude cam târziu sunetul ăsta. Decalajul e destul de mare, dar n-am ce să fac, din păcate. N-a rezolvat producția între timp. 4 versus 1 și OG nu doar că au ajuns în două cifre în componența scorului, dar fac 11 runde cu ocazia aceasta. Și la 15 încheiate sunt la o rundă distanță de match point-ul împotriva Bad Boom și la o rundă distanță de sau la două runde mai apoi pentru a aduce victoria și finala mare pe masă mâine împotriva celor de la Aurora, împotriva cărora ei trebuie să-și ia revanșă. Mamă, băieți, cei care intrați așa târziu, că am mai crescut cu încă 50 de oameni acum pe ultimele câteva runde. Pot să vă zic, când intrați pe meci, că nu știți care e scorul și mai departe, și vedeți că se termină harta. Vă pare rău sau vă pare bine? Că eu dacă aș intra și mi-aș lua mare depresie să văd că am putut atâta din meci. Desigur, dacă e de interes. Dar... uneori nu poți vezi decât finalul de meci, dar parcă nu-ți dă așa satisfacție. Dacă mod ajunge în finală, se duce... cine stresul acasă la el să-l susțină? Ah, Copenhaga, tu ești ok. Da, da, se duce. Sare pentru info acolo. Se face boost aici, ar merge boostul la cutie. Se face pentru Magnoes. Nu, no, not yet. S-a dat încă o grenadă. Oare a venit nade-ul de la ei. Depinde de cine câștigă. Corect, Red Oray. Așa este, așa este. Îmi pare rău și bine că o să câștigi, că bata-i noștri, da. Dă-mi sfat să ajungă observer, te rog. Uite-te la cât mai multe meciuri pro și încearcă să faci observing, efectiv. Bagă-te pe demo-uri de la meciuri pro și bagă-te să faci tu observ. Flash în fața lui Modo. O fangle rămâne jucătorul nostru român. Unghiul ăsta e cam tricky și acum ar trebui să deschidă pe dreapta. Nu poate să iasă din zoom pentru că s-a bătut pe Chiron. Și acum așteaptă nou fangle pe stânga, revine. Un lucru la care n-ar trebui să aștepte adversarul, deși l-ar pușea head-on. Smoke-ul pentru short. Nexus se dublează cu Quake-ul său. Dacă și pică Siren aici, este deja game over. No, l-a aruncat în aer pe Nexus. Belgian a eliminat Kito, de asemenea Fico face trade-ul și rămâne în site. Merge după zona ok de default și chiar merge rampă. Bomba e picată acolo și de asta securizează astfel. Epica trebuie să fie pregătit de fight și vine cu acele în 4 double headshot. Magnoez a tras și el pe intermediar, dar până a venit al doilea gnoz de la Galil, n-a mai apucat să iasă din țeavă că a murit. 12 pentru cei de la OG și sunt în match point împotriva Bad Boom. Dacă înving aici, ne vedem mâine după finala de la Inter Extreme Masters Chengdu. Ne vedem de la ora 17:30, pardon, la Aurora versus OG. Este finala turneului de $340,000. Salutare, Bogdan. Te joci Metin? Foarte bine. Copilărie. Nu știu să nu vreau să-i compare. Compar eu pe băieți. Ca un epixel, la ce te referi? Aseara am primit notificarea pe YouTube după ce termina live-ul. Știu, se întâmplă chestia asta super de simplu. În perioadă și eu proces la cei care au la cei la care am eu subscribe. Heavy Zorte cu trade-ul pe Nexus. Heavy God se va muta mai departe. Deja este în templu. Fico, wow, joacă extraordinar în meciul ăsta. Bate tot headshot-ului. Tare headshot aici undeva pe 80%. Cred că dacă îl prinde și Heavy God pe Siren aici, nu știu ce mai fac băieții de la Bad Boom. Dar iată că runda aceasta se va complica într-o oarecare măsură. Și zic oarecare măsură pentru că dacă votați la HP-ul lui Zorte și celui Siren, cei doi cumulează 34 HP și sunt 3 în viață de la cei de la OG. Dar și contează ce unghiuri se țin. Depinde cine trage primul, depinde de crosshair placement. Modo a anunțat Siren acolo. Știe să fie atent, dar trebuie să se miște un pic mai repede Fico. Acum greu, până la urmă s-a rotit din site-ul advers. Îl bate Modo pe Siren. Fico pe Zorte și o spălăria OG. Bravo Modo, un meci foarte bun din partea sa. O să dau în spate să vă arăt quad kill-ul lui Modo dacă nu l-ați văzut. GG well played. Stați așa. Stați așa. La ce rundă a fost, băieți? Stați un pic, am eu notat aici. Stați așa să vă arăt minunăție de quad kill. Minunăție de quad kill. Mamă, stați că în loc să intru pe poze. Era la 7-3, 6-3 pe ecran. Fiți atenți. Fiți atenți, fiți atenți. Atenție la neatenție. Așa. Asta e runda. Se dă o șansă în plus, dar dacă este la lupt, va fi na funny. Mai stai în viață, mai stai în viață, mai stai în viață până se joacă aul ăla.
Perfect, e perfect, e perfect. Ține aici în loc doi jucători, cel de la CID. GG mod, bravo. Nu, e pe shift. Napal îl prinde de pe rampă. Rămân cei de la OG 3v4 și nici măcar after plant. Încă n-au reușit să planteze. Îl bate modul, no fangle, pic pe zorte. Polarul, celul de la Ben Bunzi, ne-a deja. Și ho-ho! L-a scos și pe Siren. Flash, doamne, 3 eliminari. Mata 4! Modo! Bate tot! Voia să scoată și plantul dacă se putea. 7 la 3, instant tactical timeout din partea celor de la Bad Boom. Dacă era camera pe el, pămâne, era și mai fain. Dar pui mei, s-au văzut. Deci s-au văzut toate fragurile. Stai măcar puțin. After plant, încă n-au reușit să planteze. Îl bate Modo, no fangle, pic pe zorte. Polarul, celul de la Bad Boom ținea deja. Și două. L-a scos și pe Siren. Flash, doamne, 3 eliminari. Mata 4! Păcat, doar gândiți-vă dacă era camera pe el, nu era greu oricum, trebuia să fie observ. Bravo, mult, ai jucat super. Ai jucat super. Dați-vă seama, gen cât ar ajuta și la, dacă am comentat astfel faza asta, dacă era camera pe el, cât și, nu știu, dacă fluența a fost oarecum, ai tried my best și a mers bine, dar cumva iese când vezi toată acțiunea fix în fața ochilor. Așa, bun, GG, well played. Băieți, nu uitați acolo că aveți sponsorul meu în descriere. Dacă vreți să vindeți, cumpărați skin-uri, aveți acolo în descriere din marketul CS Money. Vă las la Antonia, unde o să mă duc și eu să mă joc niște CS2 pe Faceit, că jucăm acolo hardcore. Vă las la logodnica mea pe stream. Go acolo, Ride by Werty, și o să se facă și stream și ăsta, Ride automat, Ride by Werty. Și vin și eu acolo în echipă să mă joc cât pot de repede, da? GG World Played Modo, ne vedem mâine cu finala, băieți, mâine la ora 13:30. Nu uitați că avem live-ul cu finala de la Intel Extreme Masters. Vă las acolo, Antonia. Ceau, ceau, noapte bună, ne vedem acolo.